Trăim într-un univers vibrațional, da? E clar pentru toată lumea treaba asta? Universul material pe care îl cunoaștem este tot din energie și automat vibrație. Trăim într-un univers material binar, dual. Noapte, zi, bine, rău. Asta sunt observabile, da? Lumină, întuneric. Bărbat, femeie. Cred că există o vibrație a bărbatului și una a femeii? Teoretic, da. Există. Pe mine m-a preocupat de ce-ul. De ce? De ce ne naștem? De ce murim? De ce suntem bărbați și femei? De ce ne naștem, trăim, murim? Care-i sensul lucrurilor? Pentru că cel puțin eu aveam impresia pe vremea aia, acum știu, dar că totul trebuie să aibă un sens. Pentru că am luat-o pe urmele lui Buddha. Știți că Buddha era căsătorit, era bogat, avea copii. Parcă avea și copii, nu mai știu. Dar familia lui îl protejase de tot ce înseamnă durere. Să nu cunoască durerea. Până și de ce există durere, e un de ce. Și înțelegerea ei este un oarecare confort. Și atunci Buddha era izolat de lume. Dar la un moment dat, ieșind din locuința lui, a văzut pe geam un copil nou născut. Și a întrebat, ce e asta? Un copil care se naște. Mergând mai departe, a văzut doi tineri care se căsătoreau. Ce fac ăștia? Hai, se căsătoresc. Și la un moment dat a văzut o mormântare. Ce se întâmplă aici? Păi, un om a fost bolnav și a murit. Și atunci și-a pus întrebarea. Dacă ne naștem, trăim, ne căsătorim și murim, că a văzut tot așa, că aia e în realitate sensul. Sensul acestei vieți. Și mă gândesc dacă nu, să nu încep un pic cu sfârșitul. Și anume, știți, cerul este construit în așa fel încât nu pot să existe disensiuni acolo. Nu poți să te cerți în cer. Adică, dacă te ceri la ușa, ca la ușa cortului, e clar că ai ieșit din cer. Există stări care te scot din cer. Există cuvinte care te scot din cer. Există gânduri care te scot din cer. Și atunci, orice gând, cuvânt sau fapt care contravine legilor divine te scoate din cer. Bun, te scoate din cer, da. Nu o să rămâi acolo, nu? Și atunci am descoperit că multe dintre schemele care sunt pe pământ sunt de fapt disensiuni ale entităților spirituale din cer.
Adică, domnule, dacă ceva n-ai înțeles acolo, acolo n-ai timp de polemici, de certuri și de... Și atunci, doamne, zice, ia poftiți. Pe planeta Terra, care e așa un fel de teren de antrenament și de aplicații și de experimentări, și studiați problema. De asta vă spuneam la un moment dat că lumea asta nu e făcută numai ca să ne mântuim, ca să, ci inclusiv ca să aducem o informație nouă în cer. E ca și cum ai vrea să faci un experiment. Hai să vedem ce fac două substanțe. Dom'le, dar te gândești, dar dacă? Și atunci te duci frumos în câmp, că nu o să le amesteci în bloc. Să cobor cu etajul. Au mai făcut unii experimente și au rămas surzi și în pod. Și atunci planeta asta devine de fapt un teren de încercare, de experimentare. Bun, m-am gândit, adică de ce femei și de ce bărbați? De ce principii yin și yang? Și atunci am văzut că în realitate fiecare cup e o imagine imperfectă a divinității. Știți, mamele sunt mai tolerante cu copiii, nu? Corect? Mai ales cu băieți. N-are importanță cu copiii, în general. Tații sunt mai aspri. Și atunci am înțeles că, de fapt, noi experimentăm pe Pământ trăirile divinității. Și acum, ca să o luăm cu începutul, te naști pe planeta asta. Te naști pe planeta asta și, evident, nu știi nimic. Ești ca și cum te-ar parașuta cineva în junglă. Nu înțelegi cum funcționează. Nu înțelegi regulile, legile. Ție ți se pare că anumite lucruri sunt corecte, anumite lucruri nu sunt corecte. Ți se pare că lucrurile ar trebui să fie într-un fel, lucrurile ar trebui să fie în alt fel. Și te întreb, cine va caut eu în zonă? Scopul și durata vizitei. Și crești, da? Și ai o soră, și ai colegi de joacă, și ai colegi de grădiniță. Dom'le, și descoperi că, totuși, femeia, începând din copilărie, este un specimen aparte față de tine. Dom'le, e altceva. Reacționează altfel. Unui băiat îi dai un pumn în cap, îți dă înapoi. Simplu. La o fată îi dai una, plânge. Eu, ceva nu e în ordine. Pentru că ești la vârsta la care nu faci diferența. Încă nu ai descoperit că există niște diferențe pe acolo. Pe aici, pe acolo, prin zonele esențiale. Și atunci, fără să vrei, începi să te uiți la fete ciudat. Sunt niște ființe ciudate. Cu reacții ciudate. Cu trăiri ciudate. Tu n-ai voie să plângi că ești bărbat, iar ai voie să plângă că e fată. Că așa mergea înainte. Acum,
S-a trecut peste asta. Da, pe vremea aia copilăriei mele, lucrurile erau foarte simple. Dacă erai fată, puteai să plângi. Dacă era băiat, trebuia să fii băiat. Până nici pe carpasta nu poți să o înțelegi. De ce le iau voie să plângă? Și tu nu. Mă rog, și crești. Și apar primele sentimente. Și începe să-ți placă de fata din clasa vecină de la grupa întâi, sau cât era. Și nu înțelegi cum funcționează treaba asta. De ce simți tu aia? Și tot așa. Evident că n-are cine să-ți explice de ce. Că nici măcar părinții noștri nu știau. Și se aprind o grămadă de semne de întrebare. Pentru că senzația e ori tu ești defect, ori ea e defect. Nu poți fi toți normali. Și am trăit cu treaba asta destul de mult timp. Numai că, Doamne, Doamne, știți, stăteam și mă uitam la viața mea și am avut o viață destul de interesantă pentru că am avut prietene, mai mult fete decât băieți. Așa a fost situația. Prieteni de familie aveau mai multe fete, la școală erau mai multe fete, în liceu mai multe fete. Și când am ajuns în facultate, eram singurul băiat. Deci, am ajuns la apogeu. Și... devii, fiind așa numai printre colegi, devii la un moment dat duhovnicul lor, știi tot, știi totul despre ele, și ce le doare, și ce nu le doare, și când, și cum. Dar... tot ai dubii. Pentru că nu înțelegi chestiile alea. Cu make-up. Oje. Parfumul. Deci șocuri am avut și la sfârșitul facultății. Deci, nu vă dați seama, fusese numai printre fete. Și când mi-a zis o colegă că eu la... la balul de la admitere la facultate m-am dus în costum alb. Cum adică știi că am fost în costum? Da, știu că ai fost în costum alb. Nu mai știam eu. Asta e una dintre cele mai mari probleme ale doamnelor, memorie. Și memoria despre lucrurile negative. Aia e cea mai mare problemă, a noastră, nu a lor. Adică dacă vrei să știi tot ce ai făcut rău în viața ta, îți întreb nevasta. Ea știe și ce ai făcut dinainte să te căsătorești. Și îți poate spune cu lux de amănântă, că i-a spus și cineva. Bun. Și într-o zi m-am gândit eu, doamne, eu sunt de la cu, hai să o luăm sistematic. Și tatăl meu avea o carte. O carte care se intitula Vânatul. Fiind vânător, maestru de vânătoare, organiza vânători. Și știam cum e făcută, că o citisem. Și vânatul era foarte drăguț făcută, în sensul că lua fiecare specie în parte și lua habitat, tot ce reprezenta, tot ce făcea animalul respectiv, ritualurile de împerechiere, absolut tot. Și am zis că ar fi cazul să încep o analiză profundă. Bun. Cum mi-a venit ideea asta? Nu știu dacă știți, la un moment dat a apărut o carte foarte interesantă, scrisă de un evreu, în care... și care era intitulată Ce știu bărbații despre femei. Am primit-o cadou. Fata respectivă e scriitor, e poet. Mi-a zis, nu am venit să fac mișto. Știu că ai capacitatea să o umpli. Adică era goală pe dinăuntru.
și s-a vândut mai bine decât cărțile mele. Asta înseamnă să ai o minte de evreu. Adică să scriu, să ai o carte goală, cu un singur titlu și care să vândă ca pâinea caldă. Fără niciun fel de efort. Și de atunci m-am gândit că poate că ar trebui să o scriu. Evident că am uitat subiectul, a trecut viața, și la un moment dat, când am făcut eu conferința despre Doamne, vorbeam cu Vlad Popescu și cu Lisvan Rusu, ar trebui să facem o conferință despre femeie. Și el. Și ce să spunem noi despre femeie? Nu știu ce să spunem noi despre femeie, dar clar că trebuie să facem. Că e o problemă apropo de feminitate. Bă, zic, uite, eu mă apuc și scriu niște idei pe hârtie și acolo vedem noi. Și m-am apucat să scriu. O temă, două, trei, N. Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că nu am timp să fac o sesiune așa și am spus, fiți atenți. Îmi pare rău, astăzi o să vorbesc doar eu. De ce? Pentru că se pare că e examenul meu. Și mă întrebam de ce a fost examenul meu ăsta despre Doamne. Și asta pentru că alte dăți. Am fost un foarte mare acuzator al femei. Și cine putea să studieze problema decât eu? Bun, problema era ce informații dețin. Doamne, Doamne, care nu doarme, mi-a făcut o viață plină. Când la un moment dat mă gândeam, băi, am luat o razna. Dar am avut timp să strâng un lot martor. Un lot de analiză. Poate capacitatea asta de a analiza. Și a ieșit cartea. Ce se întâmplă? Principiile divine s-au despărțit după cădere. Nu o să intru în amănuntul ăsta, că încă îl mai studiez. Și atunci, principii feminine și masculine găsim și în, divină, în divinitate, găsim și în lumină, găsim și în întuneric. Ei, existența acestor principii masculine și feminine în întuneric a dus la necesitatea creierii vieții care să facă să interacționeze, să se unească la loc. Pentru că despărțirea principiilor din cer, evident că a dus și la despărțirea principiilor în întuneric. Și atunci a fost nevoie să se creeze în planul material, cel puțin ăsta pe care știm noi, cuplu, sub o formă sau altă. Pentru reîntoarcerea la unitate a spiritelor de diferite genuri. În întuneric o să găsiți și spirite masculine și spirite feminine. Ori, reîntoarcerea la unitate pleacă de la 2. Dumnezeu este unitate. O unitate în diversitate, spunea Părintele Stăniloae. Și atunci, în ele există toate. Deci, toate spiritele, indiferent că au fost yin sau yang, indiferent că sunt yin sau yang, dar în comuniune. Ori, exact ca în celulă. Primul pas către unitate presupune unitatea inițială. Unitatea inițială din yin și din yang. Și așa să știți că la nivel de sine au existat entități yang și entități yin. Bineînțeles, nu complet yang, nu complet yin, care face ca această polaritate, ca această
atracție să le aducă împreună. Motivul pentru care noi suntem atrași de anumite persoane se datorează diferenței astea de potențial. Fiecare își caută ceea ce îi lipsește lui, la nivel interior. Deci dacă eu am un exces de yang, ce o să fac? O să caut să mă armonizez cu un yin. Dacă e yin-ul prea mic, o să fiu mulțumit? Nu. Dacă e yin-ul prea mare, o să fiu mulțumit? Nu. Și astea sunt problemele care apar, de fapt, în cuplu, în diferență între yin și yang. Dacă un bărbat, să zicem, sau dacă vreți, hai să luăm femeia, ca să, că tot discutăm despre ea. Dacă o femeie este foarte yang, yin, și un bărbat este yang, dar nu este la dimensiunea ei ca vârsta astrală, da? Și am o sferă mare și o sferă mică. Ea va fi mulțumită? Nu, pentru că nu poate să o umple. Și atunci, ce va face? Ori va fi nemulțumită, ori va pleca, ori va-și completa yin-ul. Cu ce? Un alt yang. Da, vorbesc foarte serios. Asta vă spun de ce, ca să învățați să fiți înțelepți, să nu mai judecați oameni. Ai un bărbat, da? Care este yang. Foarte yang. Da? Și o femeie care este yin, da? Yin așa. Ea nu poate să-i ofere lui cât are nevoie pentru armonizare. Ce se va întâmpla? El va fi nemulțumit, ea se va simți agresată și atunci fie se rog, fie el își va căuta încă un in doi. Depinde de el. Și atunci toate lucrurile devin simple. Și cuplurile, și relațiile. Pentru că nu se întâmplă altceva decât ca fiecare individ să încerce să se armonizeze. Din păcate, noi căutăm armonia în exterior. Noi ca indivizi. Căutăm armonia în exterior, căutăm să ne armonizăm prin intermediul unui partener. Și astea, de fapt, sunt relațiile. Relațiile apar ca necesitate. Relațiile apar ca necesitate de armonizare. Adică orice exces al nostru ne duce către un minim al altuia. Bun. Este asta o soluție? Da, este o școală. E o școală a vieții. Imaginați-vă că un cuplu ar trebui să fie un raport yin-yang, o sumă, care să fie în echilibru. Adică, în general, ei ajung la armonizare în momentul în care raporturile yin-yang din fiecare sunt perfect opuse și se completează. Dacă sunt excese, ce se va întâmpla? Se va manifesta. Ce se va întâmpla cu un bărbat care are un exces de yin? Ce? Nu. Nu e obligatoriu. Se va comporta ca o muiere. Este termenul. Adică cum? O să țipe. O să fie nemulțumit. O să trântească. Mă rog, excesul ăsta de yin presupune, dacă e nemulțumit de excesul lui de yin, o secundă, că sunt bărbați care sunt yin, da? Și atunci el o să facă sarmale și o să curețe și o să facă curat în casă, pentru că așa îi face plăcere. Deci nu... Nu înseamnă neapărat că excesul ăsta de yin înseamnă să fie gay. Niciodată. În schimb, dacă are un exces de yin pe care el nu-l suportă, atunci se va manifesta așa. Nu neapărat. Inul nu înseamnă neapărat predispozant spre gay. Un exces de in nu te face. Păi, sunt o grămadă de femei care sunt yang 90% și nu sunt gay. Da, da, dar un bărbat. Ei, nu. Foarte multe au. Au. Îi iau la rând, așa, da. Că nu fac față ei. Da. De bărbat au bărbat. Nu înseamnă că au o atracție sexuală. Când vorbim de gay, vorbim de atracție sexuală. Da? Nu e caz. Ca să lămurim cum e cu partea cu gay. Pentru că sunt și femei gay, nu? E un
Știți, nu ne alegem sexul. Sexul este dat de foarte mulți factori, printre care și ce am făcut noi în alte vieți. Dar, în mod special, este o intervenție divină. Adică, înclinația noastră către o anumită, către un anumit tip de sexualitate, este dat, de fapt, de deschiderea unor centri energetici către Pământ, care dau un raport yin-yang către entitățile telurice. Deci dacă eu am un exces de yin teluric, o să am atracție către bărbați. Dacă eu am un exces de yang teluric, o să am o atracție către femei. Și mai există cazul așa e. Da? Și atunci, fără să vrei, astea sunt date. Sunt, ca să zic așa, din genă. Eu nu consider a fi gay niciun păcat, nici o posesie, nici astea stâmpenii. Da? Sunt scrise de oameni care n-au studiat în viața lor. Și atunci, o să vedeți că, în general, spiritele, să zicem două femei gay, da? În general, una e bărbat, una e femeie. Sunt yang la nivel de sine, sunt yin la nivel de sine. Doar că corpul lor, care este determinat genetic și cu intervenție divină, are componenta sexuală feminină sau masculină, în funcție de cum a vrut Dumnezeu. Că toți avem o lecție de genul ăsta. Oare ce poate să fie mai rău decât să fi fost un altă viață preot? Călugă sau mai știu eu ce, să condamn sexualitatea și să te naști gay. Sau oare ce este mai rău decât să fost preot călugăr la altă viață și la un moment dat, apropo de întrebarea despre reîncarnare, și să condamn femeia și să o consideri inferioară și să te naști femeie. Așa că toți cei care îi vedeți că țipă cu reîncarnarea, cu femeia, că trebuie să facă nu știu ce, cu, vă dau un scris că să ajungă la un moment dat un psihoterapeut. Ca să-și rezolve problema asta. Că în cer nu se rezolvă. În cer pot să descoperi o grămadă de chestii. Dar, cu adevărat, în profunzimea ta, se experimentează doar pe Pământ. Tot ce ai învățat vreodată, se experimentează pe Pământ. De ce? Pentru că la coborârea pe Pământ, când ne naștem, ni se iau toate potențialele divine. Ni se ia toată cunoașterea, tot ce înseamnă divinitatea noi. De asta, orice om care s-a născut în afară de Duhul Sfânt, nu vorbim de Mântuitor, și nu vorbim de primii care s-au născut din Duhul, vorbim de toți cei care s-au născut din femeie, cum se spune, toți, la venirea pe Pământ, se transformă inițial în șarpe. Până și ăștia au genuri și au culori. Și în momentul în care se nasc, automat, ei și-au pierdut tot ce înseamnă inteligență și deci înțelepciunea divină. Și singurele lucruri care rămân instinctele. Inteligența emoțională e un dar divin. Gândirea e formată prin intermediul inteligenței emoționale. Dar noi, cu adevărat, nu avem decât instincte. O inteligență motrice. Ați văzut copiii care mișună și au niște cum se cheamă, abilități motorii la începutul vieții lor. Doar cu alea rămâne. Cu abilitățile și instinctele de dinainte. În rest, ce înseamnă emoție și gândire, pa, rămâne în divinitate. Bun. Motivul e foarte simplu. Reluând clasele primare, nu facem altceva decât să reînvățăm lucruri pe care le-am învățat și să descoperim lucrurile pe care le-am uitat pe parcurs. Revenim la Doamne. În primul rând, imaginea femeii care a fost creată pe Pământ
Stăteam să mă gândesc dacă Dumnezeu nu putea să o schimbe. Ba, dar putea să o schimbe. Și de ce n-a lăsat-o să schimbe? Pentru că există niște etape prin care trebuie să treacă spiritele. Și mă gândeam chiar la faptul că în țările musulmane, imaginea despre femeie este aceeași. Da? Și de ce a îngăduit-o Dumnezeu așa? Foarte simplu. O să vedeți că, de fapt, femeile din lumea musulmană, 99% sunt bărbați. La nivel de sine. Și trăiesc viață de femei, să vadă cum e din perspectiva femeii inferior. Așa că, unde locuri sunt lăsate, special, dacă eu, de exemplu, în altă viață am lăsat oameni să moară de foame, cum aș putea să fiu lăsat să mor de foame? Pot să mă nasc în Germania? În Elveția? Nu. O să mă nasc în Namibia sau în Sudan sau mai știu ce țări africane unde se moare de foame. Încercați să priviți dincolo de corp. Dincolo de corpul unui copil. Asta nu înseamnă că trebuie să-i lăsăm de foame, să mă ierte Dumnezeu. Da? Dar trebuie să înțelegeți de ce sunt îngăduite anumite lucruri. Că spiritele nu degeaba au ajuns acolo. Că dacă nu trebuia să ajungă acolo, se nășteau foarte frumos în familia regală britanică. Că există cineva care are grijă de naștere. Există cineva care se ocupă de naștere și la animale, dar cu atât mai mult la oameni. Există cineva care coordonează nașterile inclusiv la căței de pe stradă. Unii trebuie să trăiască, alții nu. Cine hotărăște asta? Dumnezeu. De ce? Pentru că ea știe în planul divin care cum poate evolua mai bine. Trebuie să îngăduiți că tot ce se întâmplă rău este în realitate îngăduit cu un scop. Apropo de femeie, știți, nouă ni se pare că femeia e alfă. Da? Nouă bărbații. Încă de mici. Ne uităm așa, ciudat la el. Când avem o problemă, ne ducem repede la mama. Că tata zice, te de aici, du-te și descurcă-te. Da? Și pe mine m-a preocupat de ce femeile sunt totuși altfel. Și atunci când începi să studiezi sistemul energetic, descoperi că femeia, la nivelul inimii, are trei centri deschiși. Și inima, și sânii. Și atunci, întotdeauna o femeie va fi mai emoțională. Nu mă refer la femeie care și-au închis chakra inimii și pot să fie, femeile pot să fie mai răi decât bărbații. Știți că s-a făcut doar un experiment cu femei și au făcut un comando din femei. Vorbesc foarte serios. Și au descoperit următoarele lucruri. 1. Femeile pot să fie mai agresive. 2. Femeile sunt mult mai rezistente la frig, la durere. Femeile sunt mult mai crude. Când au descoperit că pot să fie mai rele decât bărbații, au întrerupt experimentul. Înseamnă că erau bărbați. Normal. Era făcută de armată. Singura problemă a femeilor era că aveau o problemă la început, după aceea când se obișnuiesc, nu mai au nici cu asta o problemă, că au demonstrat-o femeile rusoaice, în al doilea război mondial, care au luptat cotul la cot cu bărbații. Aveau o singură problemă, prima oară când murea una de-a lor, din trupă, într-adevăr, aveau un șoc emoțional. Dar după ce treceau de-aia, rădeau tot. Deci aveau așa un delay. După care, după ce treceau de pragul ăsta al durerii, se reau îngrozitor. Au întrerupt experimentul, dar ca dovadă că și la ora actuală în Israel femeile fac armată. Că știu ei de ce. Eu aș opta pentru să facă fetele armată. De ce? Nu din răutate, ci pentru că le-ar obliga să-și stăpânească emoțiile. Ar fi o lecție foarte dură pentru stăpânirea emoțiilor. Frică, dor,
toate emoțiile astea pe care de cele mai multe ori pe femeile fac mai slabe. Eu nu sunt slabe. E o chestie de educație. Există educația tuturor lucrurilor, și a instinctelor, și a sentimentelor, și a gândurilor. Da? Din păcate, noi fugim de educația asta. Eu nu știu de ce, am înscris în mine asta, îmi spunea părintele meu, după mică, unde e rău, hop și Dragoș al meu. Eu, dacă am ceva de învățat, acolo mă duc. Poate să fie cât de greu. Dar asta, mă rog, e o chestie de-a mea personală. Deci, revenind. Vă spuneam de centri energetice ai femei. Evident că bărbații au, dar au trei centri exterior mai jos. Și atunci, evident că femeile judecă emoțional și bărbații mai mult instinctual și rațional. Și asta le face să fie sensibile și mai empatice decât bărbații. În ceea ce privește mecanismul psihic, și aici îmi place să fac mișto, că în nu știu ce sinod s-a decis până la urmă și voi aveți suflet. S-a decis, deci e scris. Componenta psihică și, mă rog, cel mai important lucru, apropo de psihicul doamnelor, evident că este sufletul. Și faptul că accesarea lui se face mult mai ușor la nivelul inimii. În rest, să știți că nu există diferență. Dacă vreți, ceea ce diferențiază femeia de bărbat, apropo de mecanisme de reglare ale energeticului lor, este ciclu. Ciclu care le ajută, dacă vreți să știți. Ciclu este o formă de eliberare de energie negativă. Este o formă de conectare la telurii. Este o formă de comuniune cu planeta mamă, pe care bărbații nu au așa de bună. Adică, dacă mă întrebați pe mine care poate să fie mai împământat între bărbați și femeie, vă spun foarte clar femeia. Dacă mă întrebați pe mine care poate la un moment dat, dintr-o anumită perspectivă, să fie mai puternic în plan spiritual, e femeia. Explicam astăzi unei doamne că dacă aș fi femeie, jar ați mânca. Norocul vostru că nu sunt. Și spuneam că, de exemplu, în Thailanda, dincolo de ceea ce vedeți voi, vorbesc de ea care practică diverse, femeia este mult mai importantă decât un bărbat. Nu mă refer la ce vezi voi, cum Bangkok, cum se vând copii și fete. Nu. La cei care practică spiritual. Și trenerul meu de acolo, deci avea un respect pentru nevastă sa. Deci, credeți-mă, și la sală se făcea ce zicea. Ea venea și se uita. Stătea într-un colț la ring. Și noi ceilalți... Și atât. Da, știa. Știa să folosească conexiunea femeilor cu pământul, cu faptul că dau naștere, faptul că au această capacitate și această deschidere către... Le fac să fie poate chiar mai puternice decât bărbații, dintr-o anumită perspectivă. Și pierderea ciclului poate să însemne ori un blocaj, blocaj care poate să fie spiritual, mental, energetic, etc. Poate să fie și o formă de evoluție spirituală, adică ruptura de întuneric. Dar din perspectiva mea, în evoluția spirituală, nu ruptura de întuneric e importantă. Era unul dintre semnele sfințeniei și evoluții spirituale, și în yoga, și în creștinism. Femeia care rămânea fără ciclu era considerată sfântă. Era un semn al sfințeniei. Da? Din perspectiva mea, clar, nu mai vine energie negativă, dar nici nu sunt de acord cu ruptura de energie negativă. Pentru că adevărata
putere, cel puțin cât ești în plan material, se manifestă cât ești în întuneric, nu în lumină. Adică puternic cu adevărat ești când ești în întuneric, îl stăpânești și nu te stăpânește el pe tine. În rest, în lumină toți suntem drăguți. În întuneric suntem toți. Bun, revenind. Ca și bărbatul, femeia are o conștiință, un suflet și un sine. Și când vorbeam despre faptul că femeia trebuie să fie mai întâi femeie înainte să devină om, mă refeream la om cu o mare, pentru că pe toată lumea a deranjat citatul ăsta, nu l-am ales nici măcar eu, mă refeream la om cu o mare. Om însemnând Dumnezeu om. Adică calea către îndumnezeirea femeii este tocmai integrarea feminității. Se spune că în lumea spirituală, prima oară începi să-ți schimbi destinul. Să schimbi lumea în jurul tău. Da? Dar ca adevărata maestrie vine momentul în care eu accept destinul meu. De ce? Pentru că destinul ăsta al meu și îl împlinesc. Care nu înseamnă miorița. Împlinirea destinului poate să fie orice, nu înseamnă neapărat să mor pe cruce. Împlinirea destinului poate să fie să țin conferință, împlinirea destinului poate să fie să cresc un copil, împlinirea destinului poate să fie să merg peste mări și țări, împlinirea destinului poate să fie orice. Ok? Este greșit înțeleasă chestia aia cu miorița. Da? Împlinirea destinului, de ce? Pentru că aia este calea mea spirituală rânduită Dumnezeu, în care eu să încep să manifest potențialele maxime. Adică să mă manifest eu ca spirit. În modul absolut maxim. Și atunci, în momentul în care eu îmi îndeplinesc acest destin, de fapt, de mine, nu depind numai eu de mine. De împlinirea destinului meu, depind o grămadă de alții. De ce? Păi foarte simplu. E ca la piese. Da? Chiar la bandă rulantă. La mașini. Dacă unul uită să pună un șurub la un motor, când i-a dat drumul pe poartă, rămâne cu motorul pe drum. Cam așa e lumea spirituală. Evident, Dumnezeu întotdeauna are backup plan-uri. Să nu credeți voi că Universul stă în noi. Niciodată. De ce? Păi foarte simplu, pentru că nu se permit greșeli radicale. Și atunci Dumnezeu are întotdeauna un backup plan. Nu o să stea niciodată în mine sau în altul. Și e cât se poate de corect. Interesele sunt mult mai mari de o persoană sau de noi, astfel încât că poți să produci întârzieri. Da. Că poți să produci distorsiuni. Da. Dar nu poți să faci tâmpenii mari. Că te scoate de pe teren. Rămâi pe banca de rezervă. În ceea ce privește doamnele și problemele lor cele mai mari, este un lucru pe care va trebui să-l faceți voi, doamnelor, și anume să schimbați imaginea voastră. Imaginea femeii de persoană slabă nu se datorează numai bărbaților, ci și vouă. Se datorează și educației pe care ați dat-o voi, băieților. Se datorează și educației pe care ați dat-o voi, fetelor. Când spui tu ești fetiță, nu trebuie să te murdărești, deja ai băgat-o într-o schemă. Dacă unui băiat îi spui nu plânge, ce naiba ești băiat, și îi spui lasă că și o mângâi pe creștet, e clar că ai băgat un altă schemă. Noi creăm scheme copiilor noștri. Educația copiilor evident că este grea, pentru că ar trebui să fie până la un anumit nivel comună și de la un anumit nivel încolo ar trebui să fie diferită. De ce? Păi dacă vrei să faci într-un băiat, trebuie să-l faci băiat, nu fată.
Și dacă vrei, adică nu poți să-i pui un băiat și o fată să facă același lucru. Pentru că își pierd tocmai caracteristicile pe care a venit să le dobândească. Adică mă duc și mă înveți o fată să călărească, să tragă cu arcul, să tragă cu pistolul. Dacă e prea in, fac asta. Pentru că există și persoane foarte in. Și atunci, mă înveți să conducă mașina, mă înveți să tragă cu arcul, mă înveți să tragă cu pistolul, mă înveți diverse lucruri care sunt young. Dar dacă e young, nu mai încurajez young-ul. Mă duc și fac alte lucruri in. Adică voi trebuie să vă cunoașteți copiii și să vă uitați la el ce ar trebui făcut cu el. Păi dacă îl văd că e mă, fii meu, ce fac cu el? Hai, la sală. Dacă am o fată care dă cu pumnul, nu mă duc să facă arte marțiale, duc la dansuri. Mă duc să încurajez artele marțiale. Că o transform într-un bărbat. Doamnelor, să știți că nouă nu ne plac bărbații. Tu dacă ești bărbat, nu-ți plac bărbații, ne plac fetele. În rochițe, în fustițe. A, că ne place când e așa mai camarad. Aia e partea a doua. Dar tot fetele ne plac. Adică dacă ești bărbat veritabil, dacă nu, poți să-ți iei o doamnă general. Adică trebuie să înțelegeți foarte clar ce vă doi și problema este că nu poți să minți decât pe scurtă durată. Adică merge și cu mimara orgasmului ăsta, dar nu merge mult. Că bărbații sunt instinctuali. Și simt. Și simt că ceva nu e în regulă. Și atunci o găsesc pe cea care... De ce fac bărbații așa? Da. Păi... Vedeți doamna, care este un spirit young, in, se vede, consideră o femeie care e feminină neputincioasă. Deci, problema nu este că noi vrem, dar de ce să-mi iau un bărbat lângă mine? Eu vorbeam de bărbați, nu de bărbați in. Vorbeam de bărbați. Aici vorbim un pic despre bărbați și vorbeam despre femei in yang. Un bărbat nu-și vrea niciodată o femeie yang în el. De ce? Pentru că în momentul în care... Deci de obicei yang-ul, adevăratul yang, devine capul familiei. Dacă ți-ai o femeie yang, va fi capul familiei. Și nouă nu ne convine. Asta e o poveste frumoasă. Este o poveste foarte frumoasă. Dar e ireală. Nu există așa ceva. În general, într-un cuplu, se polarizează lucrurile. Da? Și niciun bărbat, care e cu adevărat bărbat, nu se va lăsa castrat. Da? Unul in... Oricum nu simte. Da. Da. Unul yang, o să simtă treaba asta. Și nu va ști pe unde e ușa să plece. De ce? De-aia, pentru că pentru noi e foarte importantă masculinitatea noastră. Și nu ne place să fim lipsiți de ea, de masculinitate. Bun, revenind. Plus, vreau să vă spun ceva. Eu nu acuz acum pe nimeni. Deci fiecare spirit, la un moment dat, trece și prin polaritate in și prin polaritate yang. Orice bărbat... Eu am fost in. Deci am o poză, mi-a făcut cineva o poză la conferința despre femeie și stăteam pe birou. Deci aveți cuvântul meu, doamne, stăteam... Că mă conectasem la in, discutam despre in și stăteam exact... Bă, zic să nu pui de poza asta, Benet, că te omor. Dar asta nu înseamnă că nu poți să joc rol in. Vă dau un exemplu de bărbat care este echilibrat din punct de vedere in-yang și poate să joace cele două roluri perfect. Ben Deac.
Este extraordinar. Dar asta înseamnă armonie yin-yang la nivel interior. Ați înțeles? Nu înseamnă că e defect. Un bărbat care dă la bărbat, o zică ăsta e defect. Nu e defect, ba din contră, el este un nivel, el reprezintă un nivel spiritual în care la nivel interior a armonizat perfect yin-ul și yang-ul. Și spre aia se tinde. Asta nu înseamnă că eu nu pot să fiu bărbat. Ba da, pot să mă compor ca un bărbat și totuși la nivel interior să fiu yin-yang armonios. La fel și o femeie poate să fie yin-yang armonioasă la nivel interior și să manifeste yin-ul. Nu înseamnă că e defectă. Pentru că dacă luăm de exemplu, raportat la asta, îngerii întrupați, o să vezi că îngerii întrupați au yin-yang armonios la nivel interior, dar ei, fără să vrea, în funcție de viețile pe care le-au avut ca și îngeri păzitori ale oamenilor, pot să manifeste mai mult yin-ul sau mai mult yang-ul. Și o să vezi bărbați care sunt îngeri întrupați care par efeminați, sunt ca niște fetițe, și o să vezi femei care au fost, care sunt îngeri întrupați și care au fost îngeri de războinici, care sunt arhangheri și care zici că se acum coboră de pe cal cu tot cu armură. Eu le și spun. Doamnă dragă, zici că acum coborești de pe cal, mai trebuie pinteni și coi și gata. Aștia sunt. Deci oamenii sunt. Pe planeta asta suntem special ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Hai să vorbim un pic despre Dumnezeu. Cum e Dumnezeu? Yin sau yang? Yin și yang. E mai yin sau mai yang? E în armonie. Da. Astea sunt poveștile creștinismului. Păi da, bineînțeles. Deci are determinări. Adică cum are determinări? Are caracteristici. Însușiri. Evident că da. Cum să n-aibă? Păi sunt într-un echilibru. Și atunci, întoarcerea noastră la Dumnezeu, cum se face? Prin mai mult yang? Prin mai mult yin? Sau prin armonie? Prin armonie. Și atunci, apropierea mea de Dumnezeu, care e peste tot, nu se face prin armonizarea interioară din yang? Nu înseamnă să înțeleg și femeia și bărbatul? Nu se vorbește despre acceptarea, integrarea femeii din mine? De fapt, toți suntem și femei și bărbați la nivel interior. Da? Numai că, dacă sunt bărbat la nivel interior, înseamnă că resping femeia. De ce? Nu-mi place ceva la femeie. Ce am, frate, să te duci să-ți faci unghiile? Să umbli în stântăluțe și în fostițe, să stai 10 ore prin magazine și să probezi 100 de rochi și să nu-ți alegi niciuna? Știți faza aia? Că mi-a zis-o și mie mea. Zice, cercetătorii americani au reușit să descopere și să înțeleagă femeia. A doua zi s-a răzgândit. Cam așa e. Asta e principiul. In. Din perspectiva asta, eu sunt foarte in. Pot să mă răzgândesc. Bun, mi se spune treaba asta. Asta e partea mea in. Poftim? Sunt mai puțin bărbați decât femei. De ce nu sunt? Din cauză că... 1. Regnul animal are nevoie mai mult de femei decât de bărbați pentru perpetuarea speciei. Adică, nu o să vă duceți în pădure, eu am fost o dată la vânătoare. Știți, una dintre vânătoarele mele s-a petrecut foarte frumos. Oricum e o poveste lungă. Cert este că la un moment dat am dat peste un fazan cu... și avea 5 găini. Se numesc de găini, de fazan. Și stăteam și mă gândeam că principiul este același. Deci nu e nevoie decât de un fazan ca să faci, să dai naștere la pui, da? Pe când mamele pot să ducă mai mult. Și atunci, plus că stăteam și eu mă gândeam, mă, dar de cine l-a făcut Dumnezeu paritate 1-1? Păi da, dar dacă ar fi paritate 1-1, ce s-ar întâmpla cu amanții? Ar dispărea amanții și amantele. Ori nu știu dacă vedeți, să știți că schema general valabil a tuturor cuplurilor, deci una dintre schemele care apare în căsătorie este el, ea și una a treia, sau o a treia. Ați înțeles? Este potim? Cred că neapărat trebuie. Ba e a. Este. Nu e bine? De unde știți? Ați avut? Deci nu pot să emit o părere.
Deci, o secundă, eu nu pot să emit o părere decât în cunoștință de cauză. Deci dacă... sunteți exact ca doamna aia care spunea, domnule, e rău să fii curvă. Și a fost întrebat, ați fost? Nu. Și atunci de unde știi? Poate că e bine. Așa se spune. Noi nu discutăm. Știți? Și iubești, faci totul din mare iubire. Deci, noi nu discutăm aici despre iubiri, mari iubiri. Discutăm despre scheme. Scheme care sunt... Știți, iubirea este singurul lucru care nu poate să fie dezmontat științific. Pe când, statistic, se pot demonstra multe. Cum? Că... Știți, statistica spune că... Statistica înseamnă un anumit număr de cazuri luate, înregistrate, știți, să spune că N femei și-au însurat la soții, N bărbați și-au însurat la soție. Asta se numește statistică. Restul sunt... Cum se numesc? Probabilități, sunt presupuneri, nu știm. Dar astea sunt certe, sunt cifre. Cifrele nu le poate contesta nici Biserica Ortodoxă. Nu poate să zică că Duhul Sfânt a schimbat cifra de acolo. Bun, revenind. Dar spune că nu mai ești mulțumită cu partenerul. Faci o pauză de un an și pe urmă treci la cineva. Nu e imediat cu un an. Acum depinde de putințele și potențele fiecăruia. Fiecare cu putințele lui. Eu nu subscriu. Mi se pare că legile astea care sunt date de biserică nu sunt date de Dumnezeu. Nu sunt date de Dumnezeu, Doamne. Stați liniștită, sunt date de oameni. De ce? Vă dau un exemplu. Credeți că Dumnezeu ne vrea bolnavi? Suferinți, răi. Bun. Și dacă am un cuplu în care el poate mult, ea poate mai puțin. El 3 ori pe zi, ea o dată la 2 săptămâni. Crezi că Dumnezeu vrea să-l chinuie pe el? Se chinuie singur. Se chinuie singur. Păi? Și atunci nu e liber să facă ce vrea? De ce să nu facă ce vrea? Că zice biserica sau? Asta îți povești. Deci, Dumnezeu vrea... Deci, o secundă. Eu nu cred în universalitatea legilor nici unei religii. Nu e valabil. De ce? Pentru că asta e planeta Pământ și... Noi nu știm cum este pe alte planete. Poate că nici măcar... Adică, sigur, pe alte planete, să știți că nici măcar nu există sexe. Nu există sexul. Ca... Nu e vorba de altă conștiință, alt stil de înmulțire. Și atunci, astea sunt legi valabile aici. Sunt legi îngăduite de Dumnezeu ca formă de școală, pentru că ai de învățat foarte mult, într-adevăr, și din frustrări, și din furii, și din... Până la urmă înveți. Revenim la subiect. Și mă întrebam de ce îngăduie treaba asta. Foarte simplu. De ce îngăduie, Doamne, un soț mai potent sau o soție mai potentă și un soț mai puțin potent? Tocmai pentru că apare frustrarea. Frustrarea duce la gândire, să știți. Știți că mecanismul gândirii e dat de frustrare? N-am zis eu, să știți. Mecanismul gândirii e dat de frustrare. Și e interesant să faci treaba asta cu copiii. Când sunt mici, așa, și încep să gândească. Și să le spui nu. Și ei rămân așa. Și încep să se rotească, să se miște roțile din creier și încep, fac ochii mici așa, și încep să se gândească cum să facă să te păcălească, astfel încât să nu îl cerți, să nu te supere, să nu țipi, dar el să-și îndeplinească nevoia. Asta este mecanismul gândirii. Și culmea e, minciuna este una dintre formele de manifestare ale gândirii la început. Așa că, dintr-o anumită perspectivă, frustrarea asta, chiar și frustrarea în cuplu, chiar și frustrarea în viața de zi cu zi, are componentă educativă. De asta suntem mai mulți. Sunt doi în cuplu, ăștia sunt bine, restul sunt frustrați. Corect? Ce face? Determină un vector. Vectorul ăsta ce se va întâmpla?
se va manifesta asupra cuplului. Ce se va întâmpla cu vectorul? Ajung să certe. Ce se întâmplă? Se despart. Ce se va întâmpla? Se va cupla cu altcineva. Rămân ceilalți pe bare. E ca la, știți, cu scaunul. Ca la jocul cu scaunul. Și asta e tot. Și este îngăduit special ca formă de educație. Noi n-am putea să educăm dacă am fi ca paritate unul la unul. Nu se poate. Ne educăm tocmai pentru că la un moment dat suntem în afara jocului. Unu, trebuie să te gândești cum faci să intri în joc. Mie îmi place de doamnele care se despart. Doamnele care se despart ies la vânătoare. Deci cât sunt, știți cum e o femeie? O femeie de obicei când intră în cuplu, intră și zici că oprește motoarele. Da? Nu se mai aranjează, nu se mai epilează, își mai pune și un batic în cap. Da? După care, i-au apărut doamne care zic acum, doamne, după ce căsăiești, să fii mai frumoasă decât înainte. Dar înainte, femeile le vedeai și cu un batic, cu un prosop în cap și cu halatul de la bucătărie și cu toate astea. Acum s-au mai emancipat și fetele. Da? Nu mai știu de unde am plecat. A, după care, în momentul în care se rupe, evident, pentru că celelalte doamne, alea, deci unu, da? Și cu alea patru. Alea patru sunt parfumate și aranjate, nu? Evident că el se va duce către una dintre restul. Ea vede că pierde teren. Ce face? Aia s-a încheiat, aia nu, își dă seama că ce face? Se întoarce la înainte. Iar iese și se echipează, se îmbracă, își pune desuri și la iese la mână. Îți dai seama de prima moment cum o vezi? Doamna e pe... E la vânătoare. Domnilor, fiți atenți, când doamnele încep să schimbe obiceiurile și vedeți că în loc de ciorap de casă flaușați, încep să poarte plase, e groasă. Bărbații nu prea sunt atenți la detalii de genul ăsta decât foarte târziu. Dar trebuie să-i trezească cineva, îi trezesc eu. Bun. De multe ori vreau să spun că doamnele fac asta inconștient. Nici măcar nu sunt conștiente, da? Nu-și dau seama că ies deja la vânătoare. Vin și te întreabă, domnul, nu știu dacă să mai divorțez, dacă să mai trag de relația asta. Și zic, doamnă, tu ești la vânătoare deja. Cum adică? Nu vede după ținută. Bun, revenind. Relația de cuplu și femeia în relația de cuplu, să știți că este cea mai importantă. Eu stăteam și mă gândeam, stăteam de vorbă cu Diana Mețiu, cu doamna cu care am făcut eu comunicare și cu care am devenit foarte bun prieten. Apropo de relația de cuplu și nu înțelegeam de ce femeia se spune că este centru și femeie, bărbatul este cel care, cum să vă zic eu, orbitează în jurul ei. Femeia ca și centru. Da, este real. Pentru că am stat, am avut timp să mă gândesc. Într-o familie, să știți că cea mai importantă este femeia. Și înțelepciunea ei. Și modul cum pune problema. Pentru că problema mea apare în momentul în care există probleme de comunicare. Să știți că oricine, la oricine poți să ajungi, dacă știi să-i o spui în limbajul lui. Dacă știți să-i spui în limbajul lui, ajungi la el. Dacă nu faci decât să-l iriți. Și de înțelepciunea femeii depinde, de fapt, cum funcționează un cuplu. Noi, bărbați, într-adevăr, avem nevoie să fim conduși. Nu conduși, nu e propriu zis, bine spus, conduși, ci îndrumați. Pentru că noi suntem bărbații au caracteristice specifice yang. Tenacitate, determinare, agresivitate. Deci, el când a intrat, s-a dus. Bun, problema este că dacă nu știe floarete clar unde se duce, se duce în bălării. Și aici intervine inteligența emoțională a femeii, știți? Când stă bărbatul și se gândește, bă, oare ce ar trebui să fac aici? El rămâne așa pe loc.
Ei, când e o femeie înțeleaptă, îi spune, băi, părerea mea e că ar trebui, uite așa, sau așa, sau așa, sau așa. Întotdeauna femeile au mai bună percepție a adevărului și a perspectivei decât bărbații. De ce? Nu știu. Poate pentru că ele fiind ancorate în material, fiind devenind mame, e firesc să fie mai în siguranță. Și atunci, în general, femeile aleg lucrurile care sunt safe. Bărbații, ui mei, plecăm la vânătoare, asta e, plecăm la război, asta e, poate ne mai întoarcem. Deci noi am crescut cu ideea asta noi. Pe când femeile care au trebuit să aibă grijă a lucrurilor și știa că dacă nu ai, nu poți să pui pe masă, noi eram genul, vânăm bine, nu mâncăm, la revedere. Dacă nu mâncăm, nu vânăm, nu mâncăm. Deci noi am fost foarte... La vânătoare și noi în pește. Da, în pește, acasă. La ce? Da, în pește. Acasă. Până la urmă, tot acasă era. Ei, din perspectiva asta, noi avem o judecată cu ea. Noi ne asumăm riscuri, noi le avem pe astea. Și atunci, toată avem nevoie de această îndrumare a femeii. Dar e foarte important modul în care este făcută. Pentru că genul, dacă nu faci, mă duc la mama, merge odată, merge de două și a doua zi, da, du-te, mă. Adică, e foarte important modul cum abordezi un bărbat. Imaginați-vă agresiv. Bărbatul e agresiv, prin esență. Un ian, da? Bun. Păi dacă îi spui un lucru cu agresivitate, ce faci? Determină agresivitate. Punct. Răspunsul va fi în aceeași. Pe când orice lucru care este făcut tip in, cal, blând, va avea mai multe șanse de reușită decât dacă îi spui foaie. Nu mai la dracu cum faci. Colaborarea asta dintre... Și ce nu se înțelege este colaborarea dintre bărbați și femei. Și faptul că... e clar că sunt lucruri pe care le face mai ușor un bărbat, e clar că sunt lucruri pe care le face mai ușor o femeie. E clar că dacă... mie mi-e drag de femeile care... da, e frumos să plimb copiii în brațe, la piept. Ca bărbat e foarte drăguț. Dar dacă faci toată asta toată ziua, după aia te întreb de ce ești in. Adică, doamnelor, indiferent că sunteți mame sau soții, nu vă emasculați bărbați, pentru că voi o să aveți de suferit. E cam faza cu motociclistul ăla. Cu... Dacă ne luați și geaca de piele, și Harley Davidson-ul, și barba, și cizmele, și mai știu eu ce, o să aveți un bărbat normal lângă voi, dar nu o să mai fie niciodată lucru de care v-ați îndrăgostit. Voi v-ați îndrăgostit de un bărbat. Bărbatul ăsta era într-un anume fel. Asta v-a făcut să vă îndrăgostiți de el. Ok? În momentul în care începi să-l schimbi, îl transformi într-o femeie. Și după aceea te întrebi, dar de ce nu-l mai iubesc? Păi cum să-l mai iubești? Că tu iubeai altceva. În momentul în care schimbi valorile unui om, bun, acum să vreau să vă spun ceva. Una este educația și alta este transformarea lui. De ce? Pentru că există valori ale inului și există valori ale yang-ului. Faptul că eu înțeleg anumite principii divine nici nu mă efeminează, nici nu mă face masculin. Ceea ce fac, ceea ce gândesc, ceea ce determin mă face să fiu in sau yang. Dar nu adevărurile. Adevărurile divine sunt fără sex. Fără sexualitate, fără gen. Și atunci, orice adevăr divin nu face decât să-ți amplifice calitățile tale. Adică o femeie care se îndumnezeiește nu va fi bărbat. Va fi tot femeie, dar îndumnezeită. Un bărbat care se îndumnezeiește nu va fi femeie. Va fi un bărbat îndumnezeit.
Ceea ce e cu totul altceva. Pentru că unul dintre lucrurile pe care le-ai de înțeles în lumea noastră este să-ți asumi rolul pe care l-ai. Bă, dacă ai rol de bărbat, fii bărbat. Dacă ai rol de femeie, fii femeie. Bă, dacă ești gay, fii frate gay. Ați înțeles? Adică să-ți asumi ceea ce ești. Sunt lucruri pe care nu poți să le schimbi. Le enengi, dar nu le schimbi. Bun, revenim. Apropo de femei, noi suntem educați de femei. La un moment dat mă gândeam că părinții noștri sunt de vină, că noi suntem cum sunt. Păi nu e așa. Știți că eu contraziceam biserica și... Dar nu e. Așa cum părinții noștri ne-au crescut cu mult mai bine decât i-au crescut pe ei părinții lor. Pentru că e clar că psihologia și psihologia copilului a evoluat cu mult. Știți cum era faza aia? Ce mi-a plăcut mie? Când eram noi studenți, era bine să dai la copii mici, la nu știu câte luni, suc de portocale. După 10 ani s-a descoperit, nu, sucul de portocale este acid și nu e bine să dai la copii mai mici de nu știu cât ce vârstă. Vă dați seama, poți să-i dai, poți să-i condamn pe ea, dar atunci atât au știut. E ca și cum ai condamna medicii din nu știu ce război, care, în momentul în care amputau un membru, îl băgau în smoală. Ca să fie sănătos. După ce că era ăla în traumă, îi mai făceau și o traumă prin arsură ca să-l omoare deloc. Ca să întrebau de ce nu supraviețuiesc. Ați înțeles ceva? Nu putem să dăm vina pe cei din trecut. Pe vremea aia, așa se judeca. Și așa ne-au crescut și pe noi părinții noștri. Dar asta nu ne împiedică să învățăm noi să creștem copiii noștri. Și asta presupune studiu. Așa au făcut și Sfinții Părinții. Ei au spus părerea lor. Faptul că o luăm cu literă de lege ne ține în urmă cu 2000 de ani. Dar asta e altă problemă. Asta nu înseamnă că nu este, cum să vă zic eu, că nu se poate îmbunătăți și că orice lucru care a fost scris vreodată nu este, cum să vă zic, perfectibil. Orice e perfectibil. Și legile divine sunt perfectibile. Și dacă ne uităm în istorie, toate legile divine, de fapt, sunt legi care au fost perfecționate. Eu nu mă refer că au fost și unele care s-au dus, ne-au dus în cap, dar asta e partea a doua. Revenim la feminitate. Am fost întrebat cum pot să-mi dobândesc feminitatea. Vreau să vă zic un lucru. Făceam la nu știu ce seminar și vorbeam despre cum pot să evoluez din punct de vedere spiritual. Și sau cum pot să mă îndumnezeiesc. Știți cumva toți cum arată simbolul de la Tao? Da, un cerc. E un cerc alb. Știți ce, cum arată simbolul de la Yin Yang? E ăla cu negru și cu alb. Bun. Ei, imaginați-vă că ceea ce ne desparte pe noi de Dumnezeu este... Sunt puncte. Puncte albe, puncte negre avem, da? Punctele albe ne apropie de Tao, că le cer cu alb. Punctele negre sunt punctele care ne împiedică sau ne despart Dumnezeu. Că noi trăim în Dumnezeu tot timpul, nu? Noi trăim în Dumnezeu pentru că, în realitate, Dumnezeu e peste tot. Și atunci albul e peste tot, negru e peste tot, corect? Ceea ce ne face pe noi mai negri sau mai albi este cantitatea de puncte albe și de negre pe care le avem. Perfect. Exorcizarea ce face? Îmi scoate brusc punctele negre. E ineficient în timp. De ce? Omul respectiv face aceeași tâmpenie și automat punctele negre o să vină înapoi. Și oricât alb ai, ai și un punct de negru. Și chiar când ești în negru, ai un punct de alb. Cred că... Niciodată nu o să te exorcizeze tot. Tot rămâne ceva. Asta se numește condiționarea negativă. Eu cred că poți să devii cu totul alb dacă îți dorești cu adevărat treaba asta. Nu. Când mă refer la puncte negre, nu mă refer la ci greu. Nu mă refer la întuneric care e Dumnezeu. Mă refer la puncte negre care înseamnă defecte, frustrări, strici, angoase, complexe, scheme proaste, condiționări negative,
educație greșită, răspunsuri înțelese greșit. Deci tot ce înseamnă în afara adevărului. Faptul că calc pe acest lucru și mi se pare că o să am ghinion e un lucru pozitiv? Ați înțeles ce vreau să spun? Și câte n-a venit? Mi-a trecut pisica prin față. Noroc că era negru cu alb. Că dacă era negru, trebuia să mă întorc la București. Scenarite. Avem multe. Toate astea, cum se rezolvă? Prin educație. Și dacă mă întrebați pe mine, autoeducație. Dar o autoeducare care să fie făcută conștienți. Oricum viața se spune că e cel mai bun psihoterapeut. Corect. Dar să știți că am văzut oameni care se rălie de 10 ani. Și nu se schimbă deloc. Pentru că în realitate nu vor la nivel interior. Sunt oameni care suferă de confort psihic. Adică, mi se pare că ei sunt ok. Asta e specific bărbaților. Noi suntem bine. Ca bărbat trebuie să fie un pic mai frumos decât dracu. Știți că așa se spune. Tocmai pentru că există chestia aia cu 4-5 acolo, posibilități. Bun, dacă ești bun, le iei pe toate 4. Dar ceea ce aveți voi de făcut în perspectiva voastră, în perspectiva evoluției voastre, este schimbarea a tot ce înseamnă idee greșită în sens pozitiv. Și apropo de integrarea feminității, stai să mă gândesc, cum pui mâini să văd eu o femeie să fie femeie? Că am venit o doamnă la mine. Știți, doamne, nu faceți niște cursuri să ne învățați și pe noi să fim femei? Bă, numai asta îmi lipsea. Și zic, n-am cum să fac treaba asta, pentru că menirea mea în viața asta este să învăț eu să fiu bărbat. Nu e să învăț să fiu, încă am mici dubii cu ce înseamnă să fii bărbat. Cum era? Era o chestie cu bărbații, dar nu mai țin de minte exact. Deci, fiecare are el ceva de învățat, dar printre altele, e clar că am de înțeles și principiul feminin. Și atunci am descoperit că orice lucru pe care îl înțelegi corect, relativ la femeie, feminitate, atributele feminității, însușiri, principii feminin divin, principii feminin demonic, tot ce înțelegi corect relativ la astea nu fac decât să îți te facă să integrezi principiul feminin. A fost destul de coerent în exprimare? Adică, e destul să înțeleg și să integrez ce e aia femeie, feminitate din toate perspectivele, divină, socială, fizic, anatomic, cum vreți voi, energetic, spiritual, ca să integrez în mine partea aceea de feminitate și să încep să o manifest. Pentru că eu nu pot să o manifest cum să mă îmbrac în rochie. Frate, când mă îmbrac în rochie, zici că... Și vreau să spun că întâmplarea face că în viața mea am întâlnit foarte mulți dintre clienții, pacienții mei, femei, normal, nu? E, și e foarte drăguț când îți vine o doamnă, aveam o doamnă, o vedeam numai în pantaloni de camuflaj, bocanci, cămașă neagră, verde, cachi. Și, bineînțeles, tunsă scurt, toată. În momentul în care am văzut-o cu păr lung, în rochiță și în pantofior cui, a fost... Cum să spun, o experiență extraordinară. Să vezi un om că se schimbă, o femeie că se schimbă și acceptă și își manifestă propria feminitate și se bucură de ea. Nu, pentru că întâmplarea face că eu pot să verific. Și transmite autentic, așa? Da, nu, transmitea chiar autentic. E vorba că se verifică și sunt niște parametri la nivel interior care se modifică. Pentru că dacă tu poți să manifesti treaba asta, dar nu se modifică parametrii la nivel de sine. Dar dacă se modifică parametrii la nivel de sine, atunci este autentic. Adică pot să fie verificate, pot să mimezi așa ceva. Dar nu înseamnă că...
ca să faceți o comparație la nivel de sine, sinele omului îți dai seama în momentul în care treci. Apropo de, că tot ziceam de Bendea, clar se vede sinele cum se manifestă și ca femeie și ca bărbat. Adică el e același, dar e ori femeie, ori bărbat. Tot el e. Aia înseamnă manifestare de la nivel de sine. Ori arta este să ajungi să vezi omul la nivelul lui de sine, nu la nivelul carcasei și aparanței. Ce arată. Ori în momentul în care om își integrează treaba asta, răzbate dinăuntru în afară. E ca un feinar, care luminează din interior. Bun. Deci, integrarea de feminității din perspectiva mea și cel mai ușor de făcut și cel mai, nu ușor, ci eficient, de perspectivă, este înțelegerea și integrarea programelor, adică programul, tot ce înseamnă caracteristici și însușiri ale feminității. Nu, e destul de greu să fac treaba asta în raport cu masculinul. Pentru că tendința este să te duci în extremă, în cealaltă extremă, și nu întotdeauna găsești feminin în extrema masculinului pe care îl vezi. Și atunci, cel mai ușor este să vezi fie modele, fie să te raportezi la principiul feminin-divin. Poftim? La idealul feminin. La idealul feminin, care înseamnă... Știți, e o deosebire între femeie și femeia cosmopolitană. Adică de imagine de femeie. Adică sunt două. Cel mai frumos despre treaba asta vorbea Coco Chanel. Adică ea vorbea despre faptul că hainele sunt importante atâta timp cât reprezintă femeia. Dacă hainele sunt frumoase, tu o să vezi hainele. Dar dacă hainele sunt făcute pentru femeia respectivă, tu o să vezi femeia din respectivă, nu hainele. Și asta este diferența. Într-un om, un om când este în armonie cu el însuși, o să aibă hainele în armonie. Și aia e important. Hai să învață. Dar să învață mai greu. Ca o concluzie, ce aveți voi de făcut? Și asta e valabil și pentru bărbați. De ce? E foarte important pentru bărbați să înțeleagă principiul feminin. De ce? Păi, pentru că dacă eu înțeleg principiul feminin și sunt în armonie cu principiul feminin, automat sunt în armonie cu toate femeile. Cu parte, mare parte din femei. Exemplu. În fiecare om există meridianele yin-yang. Da? Meridianele yin-yang conectează cele superioare la principiile divine, feminine și masculine, cele inferioare la principiile demonice, masculine și feminine. Ok? Dacă eu nu sunt în armonie cu principiul demonic, feminin, ce se întâmplă? Ce anume? N-am înțeles. Deci, în momentul în care nu sunt în armonie, deci nu sunt în armonie cu principiul demonic feminin, o să-mi sară în cap toată femeia în jurul meu, o să țipă la mine și nu o să știu de ce. Toate o să manifeste o nemulțumire care de fapt la principiul lor. Dacă nu sunt în armonie cu principiul divin feminin, ce o să întâmple? Nu o să țipă la mine, dar nu o să mă bage în seamă. Și atunci trebuie să fiu în armonie cu principiul feminin din toate punctele de vedere? E, cum se face asta e mai complicat. Nu e greu. Deci lucrul e foarte simplu. Ca să fiu în armonie cu principiul feminin divin, presupune să hrănesc principiul feminin divin. Cum hrănesc principiul feminin divin? Nu. Păi, haide să o luăm altfel. Ce e principiul feminin divin? Principiul feminin divin e Maica. Maica. Maica Domnului. Nu neapărat Maica lui Hristos de pe pământ. Maica ca
ca o universalitate, da? Bun, cum pot să mulțumesc principiul feminin divin? Păi ce poți să-i dai lui Dumnezeu în afară de rugăciune? Da? Cu ce poți să hrănești? Deci ce poți să-i oferi lui Dumnezeu în afară de rugăciune? Jertfiții lui Dumnezeu, jertfă de slavă, nu? Deci recunoașterea divinității, principiului feminin divin. Faptul că recunosc pe Maica, recunosc principiul feminin divin, mă închin ei, o iubesc. Ok? Și pot să fac ceva pentru Maica? Principiul feminin divin? Ce? Să iubești femeia. Să iubești femeia. Da. În general. Da? Bun, dacă iubesc femeia în general, și nu să o iubesc, mie îmi place asta cu iubirea, parcă e pe face. Să faci ceva pentru femeia. Pentru oricare femeie să faci ceva. Atunci Maica te iubește. Da? Făcând ceva pentru fiecare. De ce? Pentru că femeia este manifestarea în plan fizic al Maicii. A Maicii. Da? Și atunci, dacă ajut orice femeie în plan fizic, o ajut pe Maica Domnului. Dacă învăț fiecare femeie din planul fizic, pe cine ajut? Pe Maica. Dacă susții pe oricine are problema, pe cine ajut? Pe Maica. Deci principiul ăla conform căruia, ajutând omul din fața ta, îl ajuți pe Dumnezeu, se referă și la principiul feminin divin. Deci ajutând orice femeie din fața ta, considerată ca manifestarea chipului lui Dumnezeu Maica, înseamnă de fapt jertfa ta față de principiul feminin divin. Jertfa ta către Maica. Evident, saltirea Maicii Domnului. Evident, rugăciune către Maica Domnului. Evident, rugăciune pe care știți în Ortodoxie către Maica Domnului. Sau, mă rog, alte rugăciuni care sunt față de Isis, toate formele de manifestare sau de sub care a fost cunoscută. Că știți, de exemplu, Solomon, la sfârșitul vieții, a făcut un templu lui Isis. Și pentru asta a fost considerat nebun. Și acum îl consideră nebun. Nu era nebun, era înțelept. El a înțeles că a ridicat templu lui Dumnezeu Tatăl, lui Iahve. Și a înțeles că a creat ce? A creat un dezechilibru. Păi dacă tu creezi doar o biserică în care se închină Dumnezeului Tatăl și se face rugăciune către Dumnezeu Tatăl, nu creezi un dezechilibru din punct de vedere energetic? Și atunci, prin armonie, nu trebuie să creezi și un templu către Dumnezeu Maică? Și așa a creat el templul Isis după ce a întâlnit-o pe... Cum o cheamă? Iubita lui. Scuze. Bun. Cum pot eu să rezolv problema cu demonul? Cu principiul demonic divin. Demonic feminin. Asta e mai greu. Da, integrarea propriei sexualități, corect. Dar asta se manifestă în grija față de femei din punct de vedere sexual. Lipsa de grijă față de femei din punct de vedere sexual te pune în disarmonie cu principiul demonic feminin. Adică, domnilor, să vă explic cum înseamnă treaba asta. Dacă în viața voastră ați nemulțumit N femei, adică și N ăsta este mai mare decât M pe care le-ați mulțumit, va crea un curent care va face ca fiecare femeie pe care o întâlniți să fie împotriva voastră. Vă e clar? Și atunci, suma sau raportul ăsta M minus N este ideal să tindă către cât mai mare. Și în momentul respectiv, sau ca să fie mai pe șleau, în funcție de numărul doamnelor pe care le-ai mulțumit, principiul feminin demonic din cealaltă femei va reacționa într-un sens pozitiv relativ la voi sau nu. Vă e clar? Simplu. Statistic, matematic. Știți că tot universul ăsta este matematic. Da?
Acum, domnule, deja fac calculele. Bun. Încă o problemă. Bine, ideea este că nu vreau să... Se poate face asta în Sfânta Taina Căsătoriei? Răspunsul este da. Adică, să știți că nu trebuie să aveți neapărat o listă foarte lungă ca să faci treaba asta. A avea grijă de femeia de lângă tine și a mulțumi-o din punctul ăsta de vedere... Bine, principiul feminin demonic nu înseamnă numai sex. Principiul feminin demonic înseamnă ce? Make-up. Păpică. Flori. Shopping. Adică iubirea din plan fizic. Care înseamnă? Nu sunt astea cele mai grele. Cele mai grele sunt... timp petrecut împreună, deci toate limbajele iubirii care se manifestă relativ la femeie. Și limbajele la femeie sunt cadourile, atingerea, sexualitatea, da? Timpul petrecut împreună, recunoașterea. Recunoașterea femeii înseamnă să o bagi în seamă să vorbești cu ea. Nu o bagi în seamă să urcă pe pereți. Poftim? Siguranța nu e în limbajele iubirii. Siguranța... Siguranța este cu totul altceva. Nevoia de siguranță e din nevoile alea, mai lui Marlo. Din, dar nu are legătură... Siguranța. Știi, siguranța din, pe care ți-o dă bărbatul vine din următoarele aspecte. O siguranță emoțională, o siguranță materială și o siguranță sexuală. Da? Bun. Siguranța materială pe vreme era care era cel mai bun țintaș cu arc. Acum, siguranța materială este dată care are cardul de diamant. E firesc să fie așa, ea dă naștere la copii. Evident că dacă vrea să facă copii, vrea să-i facă într-un mediu în care să-i crească. Și în care să fie și ea. Eu nu vorbesc de doamnele care au impresia că bărbatul e obligat să le ofere, vorbesc în firescul lucrurilor. Și atunci, manifestarea față de femeie a celor cinci limbaje ale iubirii, pentru că fiecare femeie reprezintă, de fapt, o manifestare a principiului feminin divin, te pune în armonie cu și cu divinitatea și cu principiul demonic feminin. Ok? Bun. Trebuie să înțelegeți că noi suntem și îngeri și demoni. Și femeia e și îngeri și demoni. Și bărbatul e și îngeri și demoni. Și fiecare are nevoile lui care se manifestă la nivelul conștient sau nevoile lui care se manifestă la nivelul umbrei. E foarte important să descoperiți care sunt nevoile voastre la nivelul umbrei. Și cum îmi dau seama de asta? Da? Și vă spuneam o chestie la elevii mei, că în luna de miere te duci cu lumina, dar restul vieții rămâi cu umbra. Și atunci e foarte important să iubești umbra unui om. Pentru că atunci este manifestarea lui cea mai. Și în umbra asta, să știți că manifestă exact principiile alea. Care nu sunt divine. Că în umbră se manifestă principiile demonice. Fiecare are umbra lui. Și atunci e foarte important să iubești un om pentru umbra lui. Lumina lui nu e a lui, e a lui Dumnezeu. Umbra noastră e a noastră. Băi, e clar. Bun. Mai v-ați explicat ceva sau am reușit să vă amențez pe aia? Să spune, doamne, dacă nu reușește să... Poți. Nu înțeleg întrebarea. Corect. Este adevărat că poți să spălești lumina prin faptele tale. Numai că cu adevărat valoarea ta este dată de cum strălucești în întuneric.
Da? Asta înseamnă iluminare. Iluminare înseamnă nu să stau în lumina lui Dumnezeu și mă duc acolo, stau acolo. Iluminare înseamnă momentul în care ai ajuns la acea perfecțiune care te face să strălucești în întuneric. Și aia se face doar prin eliberarea de puncte din alea. Adică, știți, din perspectiva, eu fac o paralelă între creștinism și metodele de, și școlile de evoluție spirituală din Asia. Și în mod special călugării Shaolin care îmi plac mie. E, la călugării Shaolin, la început, te deschizi către întunericul primordial. Te deschizi totul către întuneric, ca un ulcior care se deschide către întuneric. Și te umpli de toate suferințele lumii. În creștinism, te rogi și scoți totul în afară. În Asia, eu iau totul în mine. Și de aici încep educația. Dacă iei un călugăr Shaolin și îl duci în lumină și îl cobori în întuneric, n-ai nicio problemă. Dacă iei un creștin și îl iei din întuneric și l-ai dus în lumină, l-ai distrus pentru tot restul vieții. Îl ia dracu. De ce? Pentru că, în realitate, ei, în loc să integreze problemele lor, să le rezolve, le exprind în exterior. Și după aia trăiesc viața, își trăiesc viața, luptând cu demonii exteriori, spunând, vine dracu peste mine. Dar sunt, de fapt, problemele lui pe care nu și le-a rezolvat și le respinge. Ați înțeles? Adică, eu, în loc să-mi iau energia sexuală, să o înțeleg, să o sublimez, prin gândire, prin rugăciune, prin mai știu eu ce, mă rog, o elimin în exterior și după aia mă întreb de ce vin alea peste mine din exterior. Pe când în Asia, acum să nu crezi că fac apologia științelor spirituale orientale. Doamne ferește, nu, fac și nici nu o să predau asta. Eu vă spuneam doar ca sistem. Dacă mă întrebați pe mine cum e bine să faceți, domnule, luați chestia asta și schimbați programele pozitive, adică programele negative, programe pozitive, întrebările în răspunsuri și după aia intrați în întuneric. Și vreau să spun ceva, că există un exemplu în ortodoxie. Era Părintele Cleopa. Părintele Cleopa nu își mai făcea rugăciunea după ce spovedea. În mod normal, după spovedanie, trebuie să citești 3 catisme ca să te eliberezi de tot ce ai preluat de la oamenii pe care ai spovedit. Și el și a fost întrebat, bine, părinte, dar de ce nu vă rugați? De ce nu vă spovedați? Ca să vă eliberați de rol. Și el zice așa, vreau să văd pe unde mai sunt spart. Deci el avea înțelegerea și conștiința faptului că nu poți să realizezi dacă ești, dacă ai o vulnerabilitate, decât dacă ești plin de întuneric. Și atunci, de fapt, s-a întors către științele orientale. Nu înseamnă că studia el, ci pur și simplu o făcea instinctiv, intuitiv. De fapt, și în psihoterapie, la fel se face. Ei, omul, stai de vorbă cu el, trimiți-l lume, se încarcă altfel. Ei, omul, stai de vorbă cu el până când se schimbă programele aia pozitive. Dacă mă întrebați pe mine, eu am judecat în felul următor, apropo de punctele astea. Eu mi-am dat seama că adevărul este ca și marea, da? Și marea asta e făcută din picături. Și adevărul este făcut, de fapt, din întrebări și răspunsuri. Corect? Și atunci m-am gândit că dacă în fiecare zi îmi răspund la o întrebare, la sfârșitul unui an o să am 365 de întrebări cu răspunsuri. Știți cât înseamnă asta? O carte. Eu când vă pun întrebarea asta, este pentru că câteodată mai îmi puneți întrebări pe care eu nu le știu. Și în felul ăsta mai găsesc un răspuns și mai cresc și eu. Eu vă spun din lucruri pe care le-am studiat și poate că doar am impresia că le știu. E treaba voastră să le analizați, să vedeți dacă le știți sau sunt bine. Ei, dar admițând că eu am 365 de răspunsuri și astea sunt și corecte, astea transformă cele 365 de puncte negre în 365 de puncte albe. Și așa am 12 cărți, care înseamnă 365 de întrebări cu răspunsuri, ori 12. Adică, la un calcul sumar, vă dați seama câte întrebări cu răspunsuri. De multe ori,
Asta este cea mai simplă formă de educație care vă face să urcați și să înțelegeți lucrurile fără niciun fel de schismă. Nu mai cred în exorcizarea făcută brut. De ce? Pentru că nu e educativă, n-are o finalitate spirituală. Pe când, dacă tu înlocuiești întrebările astea cu răspunsuri, în realitate devii un urcior în care nu mai poate să intre nimic rău, pentru că nu mai rezonează. Adică poate să vină cineva la noi spune, știi, Argeșanul, trebuie să faci nu știu ce, pentru că nu mai apucă râsul. Adică noi nu putem fi manipulabili decât prin minciună. Da. Deci, dacă într-o zi, sau mâine, sau acum, ai înțelege că acest adevăr de care tu ești plin în acest moment... Eu n-am zis că sunt plin de vreun adevăr. Ai avea curaj să recunoști, da, bineînțeles, și să abandonezi acest adevăr? Absolut da. Absolut da. De ce? Pentru că în timp, în viața mea, am fost de foarte multe ori convins că dețin cel puțin o parte de adevăr. Și atunci când am fost mai convins că dețin o parte de adevăr, a venit viața și duf, mi l-a dărâmat. Și a trebuit să o iau de la capăt, să reconstruiesc. Și atunci acum eu mă aflu în situația de a fi reconstruit de N ori. Și atunci cred că există posibilitatea ca noi, văzând lumea doar prin intermediul simțurilor și astele noastre, să nu avem o percepție absolut corectă asupra adevărului. Și atunci există posibilitatea să ne înșelăm. Când am scris treaba asta, când nu e prima oară când am făcut-o, am făcut-o prima oară ca test la maestrii mei. M-am dus frumos la curs, aveam curs cu maestrii mei cei mari și m-am dus și le-am zis, am să vă dau o veste proastă. Astăzi am descoperit că tot ceea ce v-am învățat până acum e absolut greșit. Unii au făcut niște ochi mari, alții pe alții i-a apucat râsul, fiecare a avut reacția lui. Și la sfârșit mi-am spus, bă, nu-i adevărat, dar vreau să știu. Păi, în momentul în care spune cineva așa, și de-aia am făcut treaba asta, tocmai ca să văd ce zic oameni despre așa ceva, în momentul în care asta îți dă dimensiunea ta ca spirit. Dimensiunea ta ca spirit este dată de capacitatea ta de a lua-o tot timpul de la început. Poți să o iei de la început? Înseamnă că ești ok. Nu poți să o iei de la început? Înseamnă că, de fapt, nu poți să renunți la niște lucruri. Pentru că noi avem talentul să transformăm niște lucruri pe care le aflăm în altfel de idoli. Îi transformăm în idoli. Ori, nici măcar de asta nu trebuie să ne bazăm. Noi trebuie să ne bazăm pe capacitatea noastră de a elucida adevărul și să luăm întotdeauna seama tot ce ne vine nou, astfel încât ăla să raporteze la experiența pe care avem deja. Ori pe mine mă interesează mult mai mult nu să vă învăț un adevăr, ci să vă pregătesc să vi-l găsiți singuri. Pentru că există șansa ca dacă voi mergeți să vă descoperiți propriul adevăr, să descoperiți lucruri pe care eu nu le știu. Dacă eu vă învăț un adevăr, așa cum face biserica, da? Biserica asta e domatică, învățați-vă din afară. Hello! Și atunci pierdeți din vedere posibilitatea voastră să descoperiți niște lucruri noi. Ori eu nu vreau să fac treaba asta. Eu vă spun, asta e părerea mea, nu sunt sigur de ea, vă mai bag și o strâmbă. Și, în felul ăsta, vă fac de fapt pe voi să gândiți ce s-ar întâmpla dacă, și astfel încât să căutați dovezi în sensul sau împotriva ceea ce spun eu. S-ar spune că tot ce a fost până acum, toate religiile, toate înțelesurile și tot adevărul pe care noi, cu toții, deci nu numai tu, noi toți ni l-am asumat, este o minciună cu argumente. Că toate aceste religii
au în spate niște minciuni, un program de a ține rasa umană într-o închisoare. Eu nu cred asta. Adică, o secundă. Cred că este și asta o motivație a religiei. Cred că religia a fost folosită și ca o armă de manipulare în masă. Asta sunt absolut convins. Pentru că omul este mult mai ținut, mai ușor deținut în frâu dacă spui că cineva acolo sus îl bate, dacă omoară pe cineva sau dacă fură sau dacă mai știu eu ce. Deci, clar. Clar a fost, știi, apropo de legi. Știți că exista, nu mai știu pe unde, pe la englezi, legea prima noapte. Știți? Prima noapte, adică prima noapte. Prima noapte era o lege pe care seniorul avea ca orice femeie care locuia pe, cum să spun eu, pe domeniul lui, trebuia să treacă mai întâi prin patul lui. Bă, ce drăguț! Și ce convenabil! Și era lege. Și de asta eu, știți, nu suport legile. Adică nu suport legile pentru că sunt făcute de oameni și orice lege făcută de oameni poate să fie scrisă în orice carte, nu înseamnă că are valoare de adevăr universal. Bun. Și atunci, pe mine mă interesează ca voi să treceți prin filtrul propriu absolut orice. Ca voi să ajungeți la adevărul vostru. Ceea ce vă formează pe voi ca spirite nu este adevărul pe care îl știu sau îl dețin eu sau nu-l știu sau nu-l dețin eu, ci ceea ce găsiți voi. Pe mine mă interesează, se spune că adevărata calitate a unui maestru nu e la care răspunde la întrebări și care te pune să spui întrebări. Pentru că în momentul în care spui întrebări, de fapt începi să cauți răspunsul. Căutând răspunsul nu faci altceva decât să evoluezi. Nu poți să afli adevărul în loc la școală. Dumnezeu a creat lumea. Lumea era făcută din. La 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 la. Nu au valoare. Pentru că intră doar la nivel mental. Pe când trăirea spirituală te face să te duci la nivel de sine. Și atunci, ceea ce discutăm aici este de fapt o modalitate prin care voi să ajungeți să aveți, cum să vă spun eu, dorința, capacitatea, o știu, îndemnul, să vă dau acel șut în fund care să vă facă să puneți mâna să gândiți. Și să nu mai luați adevăruri preformate. Că a zis nu știu cine. Dacă descoperi că, pildele lui Cristi ce sunt de fapt budiste, da? Se dărâmă tot creștinismul. Că nu există. Nu mai există creștinism. Dacă e toate pildele și alea sunt budiste, da? Bun. Dar asta nu înseamnă că sunt mai puțin adevărate. Pe mine mă interesează valoarea de adevăr al unui lucru, nu cine a spus-o. Și atunci, pe mine mă interesează adevărul ca esență. Eu nu sunt genul și nu o să fac niciodată. Știți că Dostoievski spunea la un moment dat că dacă aș avea într-o zi că Iisus și adevărul nu sunt unul și același lucru, aș rămâne cu Hristos. Eu nu pot să fiu așa. Pentru mine adevărul e mai important. Pentru mine adevărul e Dumnezeu. Nu o imagine sau nu o istorie. Pentru mine adevărul este cel mai important lucru. Așa este, dar până la urmă pentru tine cine este Dumnezeu? Pentru că este un Dumnezeu pământean, să zic, și este creatorul. Deci pentru mine nu există nicio diferență. Nu există nicio diferență. Dumnezeu ăsta al Pământului este un Dumnezeu care este tot sub Dumnezeu Creator, pentru că până la urmă tot Dumnezeu l-a creator al întregului univers, l-a pus pe Dumnezeu acestui Pământ. Chiar dacă Dumnezeu acestui Pământ este, să zicem, din punct de vedere spiritual, mult departe de alți Dumnezei sau de alte planete sau de alte galaxii, El rămâne o formă de manifestare a Dumnezeului primordial, pentru că El fiind Dumnezeu este oricum un Dumnezeu. Voi nu înțelegeți că planeta asta este îngăduită așa chiar de Dumnezeu primordial. Eu tocmai că nu cred chestia asta și aș vrea să... Aici nu se pune... Nu e aici... Să las o întrebare. Ca să te gândești și tu. Noi ne-am gândit, acum poate te rugăm să te gândești și tu. Dacă într-o zi o să ai argumente că Ioan Botezătorul și Iisus au fost uciși în mod interesant, deci nu era karma lor sau programul dat de Dumnezeu și s-a derulat sau s-a deturnat acest program. Aș vrea să te gândești totuși la acest deci, lucru, o secundă. Pentru că o secundă. Are legătură cu tine și cu misiunea ta și din viața asta. O secundă. Stai să spun ceva. Nimeni nu poate să moară fără îngăduința lui Dumnezeu.
Asta e una. Eu sunt absolut convins de asta. Doi, pe mine planul divin, apropo de Hristos, mă interesează ca idee, ca experiment. Știu foarte bine că lumea exista și fără experimentul cristic și cu experimentul cristic. Să știți că nu însemna că planeta asta se distrugea dacă nu exista creștinismul. Creștinismul este că altfel nu mai era necesar să apare mahomedanismul. S-a arătat că nu e o religie universal valabilă. Deci, din perspectiva asta, moartea lui Hristos, că a fost, că n-a fost, că a fost cum s-a zis, că n-a fost cum s-a zis, oricum trebuia să fie și a fost. Și asta ține de Dumnezeu, nu de oameni. Dacă cineva vrea, deci nimeni nu te poate omorâ dacă nu țin de Dumnezeu. Asta de asta. Poftim? N-am înțeles. Deci, jertfa cristică. Treimea există la toate nivelurile și la toate... Deci treimea există la nivelul tuturor și microcosmosurilor și macrocosmosurilor și nu înseamnă că treima înseamnă Hristos și macrocosmos și microcosmosuri. Să nu confundăm pe Crist, pe Iisus. Perfect, există așa ceva, există treimea. Dar asta nu înseamnă că ăla e Hristos. Treimea există. E Dumnezeu. E Dumnezeu, Duhul Sfânt, Maica Domnului. Principiul feminin divin. Cele trei principii. În orice credință. Nu există în orice credință. Deci, eu nu vreau să intru în polemici relativ la ortodoxie și nu discut ortodoxie astăzi. Deci nu are importanță, nici asta nu mă interesează că sunt aceeași mărie cu altă pălărie. Toți sunt o apă și un pământ și au aceeași înțelepciune. Nu mă interesează. Deci, adevărul... Deci, Hristos reprezintă o cale, nu singura, cale spirituală. Sunt oameni mult mai duhovniciți care vin din alte religii și care n-au nicio treabă cu Hristos. Adică să nu credeți că nu sunt lama tibetan sau maestrii havaieni care sunt mai presus sau... vraci din America de Sus care sunt iluminați în raport cu preoții ortodoxi sau catolici sau ce vreți voi, care habar n-au pe ce lume trăiesc. Bun, revenind. Dar la Elam, înțelepciunea de exemplu, acum Sfânta Tereza de Calcuta a fost. Bun, există sfinți și la catolici și la ortodoxi. Există oameni și spirite superioare care s-au manifestat în toate religiile. Asta nu înseamnă că ăștia sunt indivizi, nu religii. Bun, revenind. Nu mai știu exact care era întrebarea ta, dar mă rog. Eu nu dezbat o religie. Pe mine când... Deci eu când vorbesc de niște lucruri, vorbesc că din perspectivă pur spirituală, coroborată cu perspectivă laică. Eu mă refer la spiritualitate, deci nu la o religie anume. Și ce legătură are spiritualitatea cu moartea lui Ioan Botezătorul sau al lui Hristos? Și cu misiunea mea personală. Bun, revenind. Există activități in. Există manifestări in. Există un rol in. Dacă mă întrebați pe mine și vreți într-adevăr să studiați cum puteți să faceți treaba asta, există niște cărți pe care le au actorii și care sunt foarte drăguțe în a te învăța să joci, să trăiești un rol. Adică, noi de fapt pe Pământ suntem aici să învățăm roluri. Noi avem rol de bărbat, femeile au roluri de femei, noi avem rol de tați, sau de soți, sau de soții, sau de șefi, sau de subalterni. Fiecare trebuie să-și îndeplinească într-o mai mică sau mai mare măsură și să se apropie de ideal acest rol. Deci până la urmă totul se bazează pe capacitatea noastră de a îndeplini un rol. Și atunci ceea ce vă sfătuiesc eu este să
vă integrați și să vă, cum să vă zic eu, să manifestați cât mai bine, apropiat de ideal, rolul pe care vi-l asumați. Sunt mai multe. Da, ai un rol de șef, ai un rol de mamă, ai un rol de soție, ai un rol de amantă, ai un rol de bucătăreasă, ai un rol de șofer. Dom'le, șofez. Ce rol îndeplinesc când șofez? Toți. Toți. Mare parte dintre voi aveți mașini. Aveți rol de șofer? Nu? Bun. Vă duceți la ștrand. Aveți rol de înotător? Da. Negociați. Aveți rol de comerciant? Ce mai faceți voi? Faceți curățenie în casă. Aveți rol de femeie de serviciu, de menajeră? Și atunci nu sunt toate astea roluri? Numai că unii le fac ca profesii, alții le fac în marea majoritatea noastră. Suntem în anumite roluri, suntem diletanți, suntem amatori. Dar asta nu înseamnă că nu pot să mă duc să le duc la un superlativ. Și atunci, cel mai important lucru este să faci din rolul pe care îl faci artă. Asta e deosebirea între oameni. Să îl faci. Deosebirea între bărbați și femeie, raportându-ne la roluri, ar fi bărbatul atrasă de la femeie, cel puțin trei roluri odată. Mama de substitut își ia nevasta, care să-i aducă aminte de mama. Asta e vorba de un bărbat imatur emoțional. Deci asta este deja, ne băgați într-o schemă care nu este general valabilă. Păi, și dacă bărbatul își ia o femeie care să-i fie mama, nu înseamnă că problema este mamei care nu a știut... Bun, aici nu se pune problema de cine are dreptate și cine e de vină. Eu nu cred că în momentul în care un bărbat își ia o nevastă, se gândește neapărat că își ia o mamă. Că pe undeva... Eu nu cred. De ce am lăsat? Bun, apropo de căsătorie și de drepturi, există un drept în absolut orice. Și în manifestare, și în a primi. Și există un drept și în sexualitate, există un drept și în iubire, există un drept și în bani, asta indiferent că ești bărbat sau femeie. De asta există jumătate de castitate de altă dată care pe femei le împiedică să facă dragoste. Există vârsta astrală care fac ca o femeie să fie mai apropiată de sexualitatea instinctuală sau mai apropiată de cea emoțională sau, din contră, să fie foarte rațională. Deci să știți că principiile care guvernează omul sunt absolut asemănătoare la femei, cu niște mici modificări în funcție de structura ei, care este mai emoțională. Dar nu diferă mult. E un pic diferită. Unu, deci când am vorbit despre femeile din carte, eu nu m-am gândit niciodată, eu nu mai vreau să fac tratate. Totdeauna mi s-a spus, de ce nu-mi iau cărțile, să iau atacul psii, să scot partea de beletristică și să o fac cu linioare. Eu nu vreau să fac știință. Eu sunt scriitor. Eu fac știință pentru că nu o fac alții. Îmi place să fac știință, dar mi se pare searbădă și când o pui așa în statistici, ca și cum ai citi un manual de medicină legală. Nu-mi place, n-are niciun pic de viață. Eu, în momentul în care scriu, îmi place să povestesc sau să dau detalii sau să dau întâmplări din viața mea, tocmai pentru că sunt trăite și au energia vieții. Când spui statistici, sunt moarte. Ori, intenția mea nu a fost niciodată să fac tipologia femeii, ce se poate face, cum se poate rezolva problema. Ever! Eu am descoperit că există femeia de tipul ăla, că există femeia de tipul ăla. De ce? Vreau să spun că am completat de făcut, apropo, că aici femeile îngeri sunt trecute gen la femeile trofeu pe care Dumnezeu le dă cui vrea el și dacă vrea să-i binecuvânteze sau să-i pedepsească. Deci am multe de adăugat la subcapitolul ăla.
Dar nu asta a fost intenția mea. Intenția mi s-a spus. La un moment dat, un editor al meu mi-a zis ce s-a întâmplat cu fata profesorului. Care fata profesorului? Păi aia... Violată. Nu știu. Cum adică nu știi? Nu știu. Păi cum adică lași un personaj în aer? Da. Păi ce, tu ai impresia că pe toți oamenii pe care îi întâlnești în viață știi ce o să se întâmple cu ei la sfârșitul vieții? Alea sunt povești. Ai oameni pe care îi întâlnești, te acuzi, ai o perioadă, 5-10 zile, o lună, un an, și la revedere, după aia nu mai vezi niciodată, poate dacă îl vezi dincolo. Ați înțeles? Asta înseamnă viață. Mie nu-mi place să scriu povești, mie îmi place să scriu, nu e canalea cu... Să știți că viața este cu final neașteptat, nu există. Că vi se spune foarte clar, știi, s-a întâmplat pentru că, punct, virgulă, două liniare. Nu. Întotdeauna o să aveți semne întrebări, întotdeauna o să fie lucruri pe care nu le știți, nu le-ați înțeles, nu le-ați văzut. Întotdeauna nu o să fie lucruri pe care nu le știți nici despre mama voastră, nici despre tatăl vostru, nici despre copiii voștri, nici despre soțul vostru, nici măcar despre voi nu o să știți tot. Vă dau un scris. Că nu știți dacă vorba aia trageți un pârț în somn. Și asta nu știți. Ei, vă spun alții. Și atunci, sunt o grămadă de lucruri pe care nu le știm. Și trebuie să înțelegem treaba asta și să, domne, ce putem să aflăm, ce nu, vom trăi și vom vedea. Dar să nu înseamnă că nu pot să mă străduiesc să știu mai mult. Să mă autodepășesc. Să încerc să devin mai bun, să încerc să devin mai înțelept. Pentru mine cel mai important lucru e înțelepciunea din perspectiva asta. Pentru că a fi înțelept înseamnă că încep să înțeleg pe toți. Bă, înțeleg și pe ăla de ce omoară, înțeleg și pe ăla de ce a violat, înțeleg și pe ăla de ce. Nu înseamnă că nu iau măsură sau că nu las oamenii să-și facă. Dar îi înțeleg la nivel interior ce se întâmplă cu ei. De ce sunt așa? I-a abuzat mama când era mic. Elna. Ați înțeles? Sunt lucruri care vii de alte dăți. Sunt o grămadă. Deci când vezi un cuplu și îl vezi în ansamblul lui, cu toate energiile lui, cu toate karmele de neam, personale, deci este un amalgam de stăminte al lor. Ei, înțelegând principiile astea care guvernează cuplul, femeia, bărbatul, copilul, relația părinți-copii, devin mult mai interesant. Când nu poți să înțelegi cu niște oameni, e clar că pot să fie relații karmice. E clar că există cuplu, există familii în care oamenii vin special ca să-și stingă urile de altă dată. Să ura ca dragi, s-au omorât între ei vieți întregi și acum i-a pus Dumnezeu într-o familie doar învață că nu mai ai niciun sens ce ți-a făcut cineva acum 2000 de ani, că ți-a omorât Cămila. Mi-a omorât Cămila. Și trebuie să-l omor și eu, dacă nu, măcar pe nevastă și copiii. Cu bărbatul demon? Deci, când mă refer la... Nu vorbeam de bărbatul demon, vorbeam de bărbatul om întrupat, care provine, într-adevăr, din îngerii căzuți, din demoni. De multe ori, relațiile astea de căsătorie, dintre îngeri și... deci, între soți, soție, soți, în care unul dintre ei este înger, sunt, de fapt, relații care provin din alte vieți, în care unul a fost preot și celălalt era îngerul păzitor. Și atunci, această relație, pentru că este telepatică, pentru că este de lungă durată, pentru că este de simbioză până la un moment dat, și pentru că este de iubire, pentru că fiecare a avut de câștigat din viața asta, se manifestă în lumea noastră și apare căsătorie. Una dintre cele mai trainice de obicei. Nu e o relație de aia, foc și pulbere. Nu e arzătoare, nu te arde. Dar este acolo. Statistic vorbind, sunt unele și unele. În general, îngerii nu prea ard. Păi putem să ne înțelegem ca femei dacă analizăm bărbații din jurul nostru. Pentru că bărbații din jurul nostru devin oglinzi. Bărbații din jurul femeilor sunt oglinzile femeilor. Părinții femeilor sunt oglinzile femeilor. Copiii și invers, și bărbaților. Copiii sunt oglinzile femeilor. Deci eu analizim pe toți cei din jurul meu, că sunt șefi, că sunt subalterni, că sunt iubiți, că sunt amanți, că sunt... De fapt, mă analizez pe mine, pentru că eu am rezonat. Mă uitați să înțelegeți că orice demon care se manifestă relativ la voi este al vostru.
Vine pe slăbiciunea voastră. Și automat este o problemă voastră. Bun, nu pot să răspund la toate întrebările, că nu au legătură cu subiectul de astăzi și nu vreau să divaghez. În concluzie, vreau să contrazic chestia cu slăbiciunea femeii, apropo de că tu, deși femeie ești slabă de minte, te-ai sfințit și mai știu eu ce, cum se spune de Sfânta Paraschiva. Adică puteți să evoluați foarte mult voi ca doamne. Doi, capacitatea voastră și mă ajută foarte mult emoționalul, inteligența emoțională să descoperiți adevărul. De asta, de obicei, sunt mai apropiate de lumele, de științele spirituale femeilor, pentru că ei știu că, simt că există bărbații. Ei trebuie să știe, pe când femeile simt că există lumea spirituală. Depinde doar de voi. Evoluția voastră, puterea voastră, nu există nicăieri. Și apropo de existența bărbaților și femeilor, corect, pentru că de cele mai multe ori spiritele, deci hai să zicem la nivel de sine, cei cu vârste astral de obicei se erigează în mascul. Nu știu, nu știu încă de ce. E vorba și în regnul animal. Da? Dar ceea ce puteți voi să faceți este să creșteți. Să creșteți ca și cunoaștere, să creșteți ca și putere și în felul ăsta să evoluați. Desăvârșirea nu este un atribut nici masculin, nici feminin. Este o opțiune personală și depinde de voi. Acolo sus, de la un anumit nivel, nu mai există sexul. Sexul, mă refer, yin-yang. Și atunci depinde de voi până la nivelul la care veți să ajungeți. Bun. Întrebări. Ăla eu. Ce anume? Dacă te-a întrebat cineva ce cărți minunate le țin suflet acolo, care? Ale mele? Mie nu mi-au plăcut. Deci dacă mă întrebați pe mine cărțile sufletului meu din copilărie, acum să nu vă așteptați să spun Biblia, că nu sunt. Deci scriitorul meu preferat a fost Jack London. De ce a fost Jack London? Eu să vă explic de ce. Pentru că a scris din viață. Și din copilărie am avut sentimentul că e ceva. Ceva dincolo de cuvinte, știți? Când e scris de viață, una este când îți imaginezi și alta este când vezi lucruri care există, au existat. Și atunci tot ce a scris el, dacă îi vedeți viața, a scris din întâmplările din viața lui. Și automat a avut un impact asupra mea, pentru că eu am preferat viața tuturor, cum să vă zic eu, imaginațiilor. Mie nu mi-au plăcut lucrurile imaginate. Am. Soldanșii le-a imaginat și au fost reale, toate. Deci n-au fost reale și le-a imaginat, ci e cu totul altceva. Nu pot să zic că mi-a plăcut Jules Verne. Eu am citit Jules Verne, săream peste primele 50 de pagini întotdeauna. Pentru că mă disperau descrierile lui și erau îngrozitoare și plictisitoare. Da? Și atunci eu săream primele 50 de pagini, citeam ce citeam și după aceea trebuia să mă întorc să văd personajele. Dar cel puțin săream peste chestiile alea. Erau imaginate și nu mi-au plăcut. Nu mi-au plăcut. N-au avut sentimentul de viață. De viață pe care ți-l dă o carte care e citită, care e scrisă de la fața locului. Cum sunt cărți din război, cum sunt cărți din lagăre de concentrare. Deci mie mi-a plăcut viața. Și atunci, întotdeauna mi-au plăcut cărțile care au ca model de inspirație viața reală. Mi-a fost foarte... Poți să-mi spui oricum, nu mă deranjează. Poftim. Îmi pare rău, eu nu sunt retrograd. Deci, Osho, da, merge până la un moment dat. Lao Tzu merge până la un moment dat. Dar există o evoluție a lucrurilor. Deci, pot să le citești. Dar e foarte bine. Astea sunt lecturi din copilărie. Adică, nu o să mă apuc acum să citesc povești nemuritoare.
ale mele. Eu sunt ego, sunt egocentrist. Nu, deci nu pot să zic, dar nu pot să zic că am cărți care sunt de suflet. Nu, mi-a plăcut Spitalul Municipal al lui, nu mai știu cum o chema, Mitchell. Ceva despre Magdalena, nu mai știu cum se chema. O istorie a Magdalenei, Marie Magdalenei. Nu mai știu cum se chema, oricum era o aberație. Bun, n-am nimic împotrivă că a fost o mare inițiată, dar am citit-o pentru că mi-a trimis, mi-a adus cineva cartea și mi s-a părut. Deci vreau să spun că dacă mă întrebați pe mine între Maria Magdalena și ce 50 de umbre ale lui Grey, prefer ce 50 de umbre ale lui Grey. Adică chiar dacă nu mi-a plăcut, măcar avea ceva acolo, acțiune. Nu pot să zic. Și mai am o problemă acum, la ora actuală, am o problemă foarte mare în a citi un lucru, pentru că pun mâna pe ea și îmi dau seama cum e. Și mă strâmb. Adică, există o valoare de adevăr a unei cărți. Și dacă valoarea de adevăr a unei cărți... Dom'le, suport o valoare de adevăr și de 80. Dom'le, omul ăla e bine intenționat și greșește. Da. Dacă se ia una de 15% doar pentru că sună frumos și bine, nu pot să înghit. Și nu mai pot. Din cauza asta... Da. Deloc! N-ai nicio... Sunt fanteziile unei cucoane care se plictisește ca nevastă. De asta e și filmul prost, pentru că n-ai nicio realitate. Deci nu a fost scrisă de cineva care să fi practicat așa ceva și să transpună din viață. E strict imaginea ei. Aia e alta burelă. Deci, o secundă, faceți diferența. Dacă mă întrebați pe mine din perspectiva spirituală, îmi place mai mult Harry Potter. Pentru că în Harry Potter găsești dragon, găsești spiritele aerului, găsești ele. Poftim? Nu, n-am citit 7 Harry Potter, dar am citit și Harry Potter. Chiar 7 nu pot, am și eu limitele. Deci, o secundă, pe mine m-a interesat în momentul în care am găsit niște idei care erau ok. M-a interesat să văd de ce. Pentru că dacă am luat să măsor care este valoarea de adevăr, evident că era mică. Numai că am găsit niște lucruri care erau interesante. Și atunci m-a interesat să văd ce s-a întâmplat acolo. Dar nici de aia. Nu pot, cel puțin la Stăpânul Inero, nici n-am putut să mă uit la film. Am văzut unul. Punct. Adică, să nu credeți, îmi plac și mie lucrurile care sunt imaginate. Nu mă uit la filme sau mă uit la chestii de genul ăsta. Pentru că îți dau idei și unele chiar te pun să gândești. Dar de aici până la a citi o carte despre distanță mare. Cititul presupune o mult mai mare implicare decât un film. Din punctul meu de vedere. Bun. Deci, ca o concluzie. Cuplu a fost făcut special ca să ne vedem în oglindă. Să se manifeste prin ceilalți principiul tău feminin și prin tine principiul ei masculin. Și devenim oglinzi. Pe rând, ne schimbăm unii cu alții. 2. Este motivul pentru care a fost creat femeia și bărbatul, este clar educativ. Ca să se transpună în plan fizic problemele care sunt sus. Ce e sus, e și jos. După aceea, posibilitatea voastră de a afla cum sunteți este pe principiul oglinzii. Vă uitați cum se manifestă soțul și știți cum sunteți voi. După aia, evoluția voastră presupune înțelegerea lucrurilor. Înțelegerea lucrurilor mari, să știți că vine din înțelegerea lucrurilor mici. Adică, nu vă preocupați de bolovanii mari, ocupați-vă de pieticelele mici. Orice răspuns la pieticelele astea mici ca sumă, la un moment dat poți să-ți dărâme un bolovan mare de tot. Tu ai impresia că ai înțeles un bolovan mare? Pff, știți titlurile alea mari? Da? Și vine o pieticică de aia mică și îți dărâmă tot.
un adevăr de la mic care îți dărâmă o minciune foarte arătoasă mare. Ok? Și atunci ocupați-vă de chestia asta mărunt. Apropo de. Dacă v-ați uita, ați înțelege că lumea asta e un experiment. Cum îmi dau seama că lumea e un experiment și o joacă? Ornitorincul e un experiment și o joacă. Un mamifer care face ouă cu cioc de rață și care își hrănește pui cu lapte. Știți ce au zis oamenii în știință? Acest animal nu există. Și cineva acolo să și-a jucat. Doamne, Doamne. Da? Și apropo de sexualitate, a citit parcă Asimov, nu știu cine a scris cu furnica 1400, nu știu cât. Furnica 1407. Am citit și de-astea. Și era... Acolo se întâlnește la un moment dat cu ăștia, cu... cu ploșnițele. Și e interesantă sexualitatea ploșnițelor. Și sexualitatea ploșnițelor este în felul următor. Bărbatul are un penis în formă de paloș, femela are organe genitale, numai că ăsta nu are simțul găurii. Și atunci o penetrează prin toate părțile și acolo unde o penetrează mai face un organ genital și face o acolo la nou organ genital. E comic Dumnezeu acestei planete. Că doar nu l-a fi făcut dracu. Deci ploșnița e creația divinității. Un Dumnezeu care creează așa ceva, deci e comic. E comic că face râma la un cap mascul și la un cap femeie. Da, când o tai în două, devine... Da. Deci... Păi cred că oamenii s-au pierdut. Poftim? Jocul divin, universul sau un joc interesant, o parte. Nu știu. Nu le știu pe toate. Bun. Și atunci, înțelegând lucrurile care de fapt ies din firesc, îți dai seama că de fapt planeta asta este o planetă pe care se experimentează și se joacă cineva. Și că noi suntem creațiile, dacă vreți, din perspectiva mea, Pământul seamănă cu filmul, cu labirintul. Ba, chiar da. Chiar da și la fel de dur. Pentru că dacă stai să iei, aia se întâmplă în câteva luni, da? Sau într-un an, sau cât au stat ei acolo. La noi se întâmplă 70. Diferența este de timp. Deci e lăbărțată timp. Dar toți murim, toți ne mor cineva drag, toți trecem, nu știm de unde venim. Deci labirintul este exact viața noastră. Punct. Și cineva acolo să scăie să și când ai ajuns, că ai ajuns acolo, de fapt nu ești acolo, că mai e ceva deasupra. Punct. Știu că sunt, dar asta e realitatea. Bun. Deci, educația este forma cea mai ușoară de atingere a propriei și de înțelegerea propriei feminități. Asta e concluzia acestei conferințe. Și vă doresc să vă atingeți că e interesantă. Mai ales că atributele feminității sunt blândețea, iubirea, toleranța, sensibilitatea, frumusețea, arta, simțul artistic, tandrețea, tot ce e mai pur și mai diafan. Se spune că bărbatul este duce în dragă, iar femeia este jumătate. A burelele ortodoxiei. Nu există nicio diferență. Anatomic n-am găsit așa ceva. Asta stâmpenii ca să... E o formă ca să voi sunteți tute, stați acolo. Prin suflet. Deci? Bărbatul are orizontală. Care e la fel de importantă. Deci, automat, eu nu cred că unul este mai bun decât altul. Eu cred că sunt complementari. Eu cred că a fi cu adevărat femeie presupune să-ți descoperi, să-ți atribui însușirile feminității și să le dezvolți. Să zici că puterea nu stă în forță. Și ce e în spatele forței? Și în spatele forței e același spirit. Faptul că tu te manifesti ca femeie și... Să știți că marile decizii n-au fost luate în urma unor țipete, ci în urma unor șoapte. Deci, o secundă, nu vorbim de smerenie, că smerenie este o chestie care trebuie să o învețe și bărbații și femeile. Smerenia, dacă nu este preluată și gândită în raport cu demnitatea, nu e bună. Pentru că
La noi smerenie este făcut echivalentă cu umilința. Perfect. Dacă vorbim despre smerenie și demnitate, absolut da. Demnitatea de femeie e una, demnitatea de bărbat e cu totul altceva, sunt lucruri care sunt un pic diferite. Asta este iar o condiționare. Poate și el fără bărbat, poate și ea fără femeie. Asta este, nu vă mai condiționați singur. Deci, în momentul în care spui unui om care e singur, nu se poate fără o femeie, el intră în frustrare. În momentul în care, deci, de-aia e greșit. Omul poate să trăiască și singur, poate să trăiască și în cuplu, în funcție de ce îi îngăduie Dumnezeu și ce are de învățat în lumea asta. Dacă el are de învățat singurătatea, va fi în singurătate. Dacă el are de învățat cuplu, va fi în cuplu. Nu mai considerați cuplu. Cuplu este Everestul evoluției umane. Nu e adevărat. Este o parte a evoluției umane, este o bulă a evoluției umane, este o școală a evoluției umane, dar nu este evoluția în sine și nu este idealul. Adică, voi aveți încă niște scheme. Schema este o schemă de cuplu, este o schemă de single, este o schemă de trei, este o schemă de cum se cheamă? Da. Fiecare are drumul lui, el sau ea caută să învăță cu altcineva, cu altcineva. Nu la mână sau că nu împreună e poate doar. Nu poate să fie singură. De ce? Pentru că nu poți tu să fie singură. Sunt oameni care sunt foarte bine singuri. De ce să-i băgăm într-un cuplu să-i distrugem? Auzi, tu ești pe principiu, dacă unul e rău, de ce să nu fie la toți? Bun. Omul ăla singur fericit, poți să-l bagi într-un cuplu și să-l faci complet nefericit. Păi, și de ce e normal? Lasă-l în pace. Dacă trebuie să... Domnule, eu înțeleg, dar asta nu înseamnă că este obligatoriu pentru toți. Dar ce? Păi fiecare are lecția lui. Unul care are lecția cuplului poate la un moment dat să intre în lecția singurătății, unul care are lecția singurătății poate să intre în lecția cuplului. Fiecare are cum îi îngăduie Dumnezeu și cum are el nevoie în evoluția lui spirituală. Nu putem să facem o schemă aceeași pentru toți. Bun. Da, vă mulțumesc că ați venit. Sper să vă fie de folos. Ideal ar fi să vedeți în fiecare femeie și în fiecare bărbat din jurul vostru chipurile lui Dumnezeu. De ce? Dacă faci unui om un anumit lucru, să ții minte că îi faci lui. Bine. O seară bună. Cu drag. Deci, dacă veți autografe, veniți repede că eu trebuie să fug, că plec mai departe. Am fost legumă și mi-am revenit. Da? Nu te revoluți.
Amalia. Amalia. Ați ales special această zi de 8 septembrie pentru așa această conferință? Așa au ales fetele. Da? O coincidență, cu ghilimele, așa frumoasă și un dar.